Bună dimineața! Încercăm să ne ținem de agenda și să nu întâlniem. Vă mulțumesc pentru prezență. Vor veni și restul invitaților. Începem, pentru că deja este 10. Bună dimineața încă o dată, bine ați venit. Sunt Marta Ușurelu, sunt redactorul șef de la revista Biz. Suntem la a treia zi a zilor Biz. Luni am debutat cu ziua antreprenoriatului. Au avut aici o salutare de antreprenori, de oameni plini de energie și dorin să facă lucruri și care țin lucru cu mine și din economia mea. De oameni care au venit emoționați, entuziaști și afectați de ce s-a întâmplat în ultima perioadă și în special după ziua de duminică când am numărat ca un calvar, încă unul și încă unul și încă unul dintre cei de la colectiv care s-au strâns în viață. Și am avut o zi foarte emoționantă, dar o zi în care toată lumea, mai mult ca oricând, a arătat că vrea să schimbe ceva și că își propune să facă lucrurile mai bine. Am avut ieri o zi frumoasă de inovație, o zi în care am avut 14 ani performanța ca toate prezentările pe care le-am auzit să fie excelente și fără companii off-site, ceea ce este minunat pentru un organizator. Și vreau să subliniez că ori de câte ori invităm pe scenă personalități, oameni care sunt obișnuiți să vorbească, oameni din companii, nu știi niciodată ce surprize poți să ai. Decât dacă cunoști foarte bine familia respectivă, n-ai cum să-i cunoști pe toți și întotdeauna îți dorești să aduci oameni noi. Am avut o zi frumoasă cu prezentări senzaționale și cu oameni pasionați și m-am bucurat, am plecat cu o stare de bine seară și vreau să mulțumesc echipei mele. Am ales foarte bine invitații. Avem astăzi o zi, cum am spus și cu domnul Bărșinaru mai devreme, nu ridicăm foarte sus la gheta, dar avem o zi frumoasă, o zi de management în care sper să vedem prezentări la fel de bune și în care toată lumea să vină să spună exact, fără ghilimele, pe bune, ce este de spus, să nu ne mai credem unii pe alții, pentru că așa este frumos și așa de bine în corporații, și să ne facem treaba, pentru că, din păcate, dacă nu ne facem treaba, dacă umblăm cu jumătăți de măsură, iată ce se întâmplă. Aseară am văzut pe Facebook în piața Universității de Isorana, mai erau doar 2-3 oameni, dar câți dintre noi s-au dus la școală să vadă dacă școlile au avize? Iarăși, nici în piața Universității n-a fost lume, nu cred că la școală s-au dus oameni, nu trebuie să lăsăm să rămână lucrurile așa, trebuie să facem treaba bine și să ne asigurăm că și cei din jurul nostru fac bine. Așa cum am spus și în primele zile, e senzațional să faci un gest bun, dar să fii ipocrit. Sunt oameni care s-au dus și au donat sânge, dar au parcat mașina greșit și s-au plâns că poliția l-a dat amendă. Haideți să schimbăm lucrurile și să le facem bine de la început. Revenind la zilele Biz, sunt 14 ani de când facem evenimente de business, 14 ani de când adunăm comunitatea de business și de când promovăm același mesaj. Este important să nu ne mai ascundem după treceri, pentru că toată lumea ne vede. Și dacă până acum oamenii erau tărăcuți și nu o spuneau, iată că a venit momentul și se spun lucrurile. Și fix când nu te aștepți, primești și ești amendat. Și deși de multe ori nu e ușor, cred că e momentul să începem să ne vedem cu adevărat și să începem să fim mai buni și să ne suportăm. Ziua de management la zilele de business este o zi în care toții avem de învățat și ne dăm seama cât de multe lipsuri avem. Și am să vă rog să începem să vedem spotul zilelor Biz. Gabi, putem să punem pe Alexandru? Sunt cel care îi vorbește des în conferințe video. De aceea, mi-am dezvoltat o metodă prin care nu sunt prins niciodată nepregătit. Mă prefac că s-a blocat netul. Asta îmi dă suficient timp ca să mă gândesc la un răspuns. Bineînțeles că nu e deloc ușor să caut pe net fără să mișc ochii, dar cu puțin exercițiu să învați. Ce
Am să vă mai rog încă 30 de secunde pentru Alexandru. Andrei, scuze. Dau din cap în sincron de când eram un junior, ce? Așa oamenii te percep ca fiind on the same page. E foarte important să dai senzația că înțelegi totul din prima. Trebuie însă să nu dai nici prea repede, pentru că atunci pare timp de curs. Dar nici prea încet, că nu se vede. Am ajuns să dau din cap de 500 de ori într-o ședință. Simt că vin o promovare foarte curând. Cum vă spuneam, sunt mesaje pe care le gândim și le transmitem. Poate ați văzut spoturile în anii trecuți cu să fie logo-ul mai mare, nu sunteți în target și așa mai departe. Am promovat întotdeauna valoarea și lucrurile bine făcute și sperăm că vom ajunge să ne numărăm și să fie mai multe decât cele făcute de jumătate. GM Advertising a fost alături de noi și ne-a făcut aceste spoturi pentru acest an și transmite și s-a potrivit și este în serie cu tot ceea ce am făcut în acest an. Și am să vă rog să fiți prezenți aici în sală, să ascultați prezentările, să puneți întrebări, să nu lăsați speakerii să plece de întrebați. Cea mai mare satisfacție pentru invitații noștri este ca la sfârșitul prezentărilor să aibă întrebări, să vadă că au avut un impact și că v-a plăcut ce au prezentat. Sau să-i penalizați, dacă nu operați, că m-au prezentat bine. Acestea fiind spuse, pornim o zi frumoasă și o sesiune grea, pentru că vorbim de leadership. Și deși am anunțat că vom face un proiect foarte mare de leadership anul viitor și vom face acest proiect, am început deja să lucrăm la el, am văzut, făcând research în piață, că nu avem lideri. Iar recentele evenimente au arătat exact același lucru. Suntem o nație care în ultimii mulți ani, nu doar 25, ne-am decapitat liderii. Nu am lăsat pe nimeni să iasă în față. Cine iese în față și e bun, sigur are pe cineva în spate și are ceva de curat. Sau, dacă astăzi a făcut ceva bine, mă îngropăm de viu, pentru că sigur e ceva din nou necurat. Avem lideri și o luăm la rând. Cine ar fi din domeniul bancar? Și ne gândim. Cine ar fi din domeniul auto? Cine e în telecom? Și așa ajung la concluzia că avem foarte puțin lideri recunoscuți, care chiar fac lucruri, care nu neapărat sunt CEO. Liderul nu este CEO, nu este top manager. Liderul este acel om iubit, care este urmat, care nu e neapărat numărul unu în firmă, care îți arată direcția și care știe ce se întâmplă și știe să țină colegii, echipa lângă el. Și trebuie să luăm din nou definiția de lider la capăt și să vedem ce înseamnă. Și să căutăm liderii. Și atunci am zis, cu cine să începem această zi? Cine să fie keynote speaker-ul nostru? Și bineînțeles că în momentul în care am primit tema, am știut că l-am ales bine. Vom vorbi despre pescari, pilot și arhitecții organizației. Și atunci să vă rog să aplaudăm, să primim căldură pe Mihai Chica. Bine ai venit, Mihai! Mulțumesc, bună dimineața! Marta a introdus cumva subiectul care urmează și aș porni de la ceea ce am făcut în aceste zile împreună. Și anume această imagine, care probabil este imaginea care ne va rămâne în minte pentru un punct de inflexiune istorică. Drama care nu s-a întâmplat și ni s-a întâmplat, spune multe despre noi toți și spune multe despre ce vrem să facem de acum încolo. Și am să vă spun cum am văzut lucrurile acestea cu o mică poveste. Două zile după ce s-a întâmplat, am fost să cumpăr niște cantele într-un supermarket și n-am găsit. Am fost în altul și în altul și n-am găsit. Și mi s-a spus, ne pare rău, s-au terminat de ieri. Și cred că e un simbol. Și dacă o luăm într-un fel, de fapt, noi toți suntem acolo, la colectiv, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și acele candele, dacă vă gândiți, suntem noi.
Și mă gândesc la o învățătură de leadership pe care a spus-o un călugăr. Arsenie Papașov spunea: fiecare dintre noi e o lumânare care luminează în jurul lui. Sunt unele lumânări care luminează frumos și dau o lumină plină și schimbă pe cei din jurul lumânării. Și sunt alții care luminează o lumânare puturoasă, spunea el. Nu puteți să o lași în sensul propriu. Mult fum și schimbând lucruri în rău. De fapt, asta este liderul. Cineva care luminează oamenii din jurul lui, care se strâng în jurul luminii frumoase, sau se strâng că, nou, încotro, în jurul luminii mai puțin frumoase. Și întrebarea mea este aceasta, ca și lider, cine suntem? Și din piață spuneau, ați văzut probabil afișe care spuneau, schimbarea începe cu noi. Și cred că asta este provocarea care ne rămâne. De mâine, sau din 31 octombrie, lucrurile n-ar mai trebui să fie la fel. Sigur că ne uităm și arătăm cu degetul de fiecare dată față de cei prezumtivi vinovați pentru drama colectiv. Dar, cum spunea Marta mai devreme, cred că e momentul pentru fiecare dintre noi, dacă vrem ca de mâine România să fie altfel, să ne gândim, eu, de mâine, ce aș putea să fac altfel? Ca această societate să arate în alt mod, așa cum îmi visez. Și provocarea pe care vă aduc e aceasta. Ce fel de lider suntem? Într-o notă pictorească, arhitect, pescar sau pilot. E un mod de a privi liderii pe care l-am cristalizat în timp lucrând în multinaționale, dar lucrând și cu unii dintre voi, manageri și lideri, în firme mai mici și mai mari. Firește că nu e ceva exclusiv. Cred că nu trebuie să o priviți ca și fiecare trebuie să intrăm într-una din aceste trei căsuțe. Sunt căsuțe și, dincolo de acestea trei, sunt oameni care nimerește la mijloc, ca și la trei. Între două, după cum o să vedeți. Prin urmare, ce fel de lideri suntem? Cine sunt? Arhitectul, pescarul și pilotul. Începem cu arhitectul. Pozele sunt luate nu chiar la întâmplare, dar nu trebuie să vă gândiți neapărat că el e liderul de azi. Practic, este omul care adaugă divizii, adaugă business, care clădește cu un obiectiv. Acela de a mări business-ul. De a clădi brand-ul. Deci este acel lider, așa cum întâlnim mulți în jurul nostru și cum România a avut și are, care vede compania ca un loc în care adaugi cărămizi. Clădești un zid. Bucată cu bucată. Ca și valori cheie, am întâlnit de fiecare dată, în cazul acesta, inovația. Trebuie spus că inovația de dreapta inovației nu funcționează de fiecare dată, sau funcționează rare ori. De multe ori am avut experiența, și poate și mulți dintre voi, să ai un bord întreg în spate și mulți lideri deasupra ta, care contează pe inovația pe care o vei aduce tu, sau pe repoziționarea de brand, sau pe noua campanie. ING-ul care, văd câțiva colegi și prieteni zâmbind în sală, ING spunea, la un moment dat, CEO-ul Lashley spunea, din 10 inovații pe care le aduce ING, 8 mor în primii 3 ani. Una supraviețuiește 5 și una singură din 10 mai e acolo după 10 ani. Deci gândiți-vă la inovație ca un proces continuu și ca la ceva care trebuie mereu împins, pentru că nu vor ieși toate. Apoi, create new business. Sunt
unii care știu să facă inovații în așa fel încât creează chiar consumer needs, creează cu totul și cu totul alte nevoi. Ne deschid către ceva ce nu exista până ieri, de care uite, nu știam că e nevoie. De tabletă știam că e nevoie. Am întrebat o dată un copil de 6 ani. Ce jocuri aveam noi pe tabletă când eram mici? Și am zis că noi nu aveam tablete. Deci, și cum ați trăit fără tablete? Cum am putut? Așadar, revenind, arhitectul e cel care crește business-ul, care vede business-ul în divizii, adaugă divizii, adaugă produse și, nu în ultimul rând, strălucit fiind uneori, adaugă chiar nevoi. Viziunea nu este pe termen mediu, pentru că inovația nu va aduce imediat rezultate. Ca și minusul, nu l-am trecut aici, firește că de foarte multe ori e nevoie de timp și e nevoie de încredere pentru un arhitect în business. De regulă, are succes la începutul business-ului. E cel care clădește un business. E un startup sau un business care abia s-a fuzionat sau abia s-a mărit sau abia s-a întâmplat ceva și se dă un timp de 2-3 ani ca să clădească. Riscă totodată să considere resursele interne ca o cărămidă în construcția pe care o face. Sunt și ei acolo. M-am gândit la 2 lideri și greu a fost să nu aleg pe cineva din România, dar mi-era teamă că o să fie în sală și poate zică că nu e acolo. Așa că am ales alții din afară. Două tipuri de lideri. Warren Buffett, care ne fascinează de ani de zile capacitatea lui de a vedea noi oportunități și de a adăuga business-ul la imperiul pe care îl deține, din care de vreo 5-6 ani am hotărât să doneze 90% din averea lui, ceea ce mi se pare absolut extraordinar și continuă să facă business ca să doneze una cauze bune. Ultima lui achiziție de mare impact, după cum știți, acum 2 ani a cumpărat împreună cu consorțiu brazilian Heinz. Deci fiți cu ochii pe ketchup și pe line extension de ketchup, pentru că e o linie de business formidabilă. Dar în afară de asta are Benjamin Moore, are Jayco, Fruit of the Loom, și mai departe, multe Dairy Queen și altele, care funcționează foarte bine și care se adaugă ca un arhitect clădește solid și clădește bine. E un incremental leader. E un care adaugă, care ia o idee bună și o face, nu știm cum, foarte bună. În opoziție cu el sau alături de el, genul de disruptive leader pe care îl știm cu toții. Omul care ne-a schimbat viața și care era disruptiv în tot ce a gândit și în modul în care prezenta. Am ales special fotografia cu lansarea iPod. Nu știu dacă v-am amintit cum a prezentat iPod. O picție paradigmă. Spunea mi-a dorit cu un bohemian neagră și cu o perche de bluci. Spunea, am știut întotdeauna la ce servește buzunarul ăsta. Ăsta e pentru iPhone. Dar m-am întrebat mereu, la ce servește buzunarul ăsta mic de la Look, acum știm, de pentru iPhone. Deci, un mod de a gândi și de a regândi viața noastră, de a crea nevoi și de a le prezenta într-un mod disruptiv. Fără de la un arhitect de brand-uri, în primul rând, care portea de la utilitatea produsului, dar spunea, pentru mine, utilitatea e o funcție a frumuseții. Ceea ce e util, trebuie să fie și frumos. Și dovadă că funcționează și astăzi, la 4 ani după ce nu mai e printre noi. Următoarea
categorie e pescarul. Să nu credeți că mă refer la cei care au plecat din multinaționale ca mine și care avem mai mult timp pentru pescuit. Nu. Mă refer la liderii care pescuiesc oameni. Mă refer la cei care aleg pe cei mai buni sau pe cei care cred că pot deveni cei mai buni. Îi cresc în așa fel încât mâine, poimâine sau peste 3 sau 6 ani să devină lideri de urmat. Sunt oameni care nu numai că schimbă viețile consumatorilor, dar schimbă viețile echipelor din jurul lor. Îmi amintesc primul meu job într-o multinațională, candidat pe un post de Sales and Marketing Director. N-avea nicio experiență și nicio calificare, sau aproape niciuna pentru postul respectiv. Dar la finalul întâlnirii, care părea foarte proastă pentru mine, mă relaxasem complet, că nu mai era nicio miză. Și CEO-ul sau vicepreședintele la prima recrutură pe Europa mi-a spus știi, Mihai, el îmi spune bănuie, din primul. Mi-a spus, știi, Mihai, tu nu ești calificat pentru poziția de director de sales and marketing, ceea ce dădusem seama cam de la jumătatea întâlnirii. Dar te angajăm, nu știu pe ce post, asta o să vezi cu directorul local rezolvat local, te angajăm cu credința că peste 3 ani ai să fii director de sales and marketing. Poate nu la noi, poate în altă parte. Dar o să-l pregătim pentru asta. Mi s-a părut extraordinar. Și nu s-a întâmplat chiar cum a zis el, dar aproape. Era puțin mai mult, a fost sales and marketing, a fost marketing, dar una peste alta mi-a schimbat viața. Era un pescar de oameni. Din asta căuta. Nu căuta competențe pentru un post dat, căuta oameni. Și oamenii aceștia asta caută. Să plătești cea mai bună echipă. Să plătești cea mai bună echipă azi, dar să plătești cei mai buni oameni pentru echipa de mâine și pentru echipa de poimâine. Când mă pregăteam să vin aici ieri, citeam câte ceva despre Jack Welch. Și e foarte neapăr că el a lăsat, când a plecat de la General Electric, după 20 de ani, la cerința Portului, n-a plecat foarte trist, pentru că a avut cea mai mare sumă compensatorie din istoria modernă a business-ului, 417 milioane de dolari. Deci avea cu ce să pornească un alt business sau să se apuce de pescuit pești, nu oameni. Dar pentru că viața pe RGI a spus, vă las o listă cu cei trei care ar trebui să fie CEO în ordine, în urma mea. Bineînțeles că Portul n-a pus pe niciunul din cei trei. Până l-a pus la a doua secvență. Toți trei au fost după aia CEO de mari companii. Unul la GE, altul la Ford și altul la altă parte. Excepțional. Nu? Să ai viziunea asta, să și spui și bineînțeles să nu te asculte cei de deasupra ta. Da? Istoria confirmă că are dreptate. Core values. Competențele echipei și mai cu seamă complementaritatea lor. E ca o echipă de sport. Dacă ai avea toți atacanții, n-ar funcționa bine, sau dacă ai numai ego-uri mari într-o echipă, n-ai nicio șansă. Oamenii buni, din subordinea ta, te fac pe tine mult mai bun. Bună ziua, bine ați venit. Îmi zice președintele nostru, poftiți, vă rog. Personal am crezut totdeauna că când am avut un post de general manager, cel mai important om de lângă mine e directorul de resurse umane. Multor ani le-am convenit când am spus asta în organizație, dar cred că omul de la resurse umane e cel care știe ce se întâmplă în organizație, ar trebui să știe mult mai bine ca tine și să te facă un pescar de oameni mult mai bun. Jack Welch spunea, directorul de HR, de la GE, era cel mai mare dușman al meu cu board. Îi spuneam din când în când, cumva, de plătesc sindicatele.
dar o făcea ca să-l ajute, de fapt. Și, bineînțeles, când mergea în fața sindicatelor, ținea partea pe geacuri și își făcea datoria. Și viziunea e bătăme mediu și lungă. Ceea ce riscă să se întâmple, bineînțeles, este să nu ai timp să plădești, să ți se spună că fă cu ce ai, cu oamenii pe care ai, sau să-i demotivezi pentru o presiune prea mare, sau să le pierzi încrederea. Și cred că e un punct important. De multe ori, când lucrez pe un proiect, începem de la discuția asta. E un model Balance Consulting sau CEO Think Tank. Primul lucru e să ai jucătorii cei buni. Poți să fii cel mai bun liber. Și să știi cum să motivezi și să plătești. Dacă oamenii aceia nu vor, nu știu, nu au cum să se ridice, nu vei reuși. Dar odată ce ai pe cei mai buni ca și jucători de viitor, trebuie să plătești încrederea. Încrederea în echipă, încrederea între ei, încrederea cu tine și mai cu seamă încrederea ta în ei. E primul pas. După care, crește că Delia, care va vorbi după mine, va spune mult mai multe și mai bine despre rules of engagement, disagree, commit și leverage mistakes. Am avut plăcerea ta lucrurile împreună la Vodafone. Deci, cred că a crea o echipă și împreună cu, cu directorul de Human Resources și cu departamentul lui este fundamental pentru crescare. Și ca exemplu, m-am gândit la această mică echipă de început. Știi cine-i domnul din stânga? Walt Disney. Cine-i domnul din dreapta? La fel de important. Mai știe nimeni cine e omul din dreapta. Domnul din dreapta este eroi Disney, care a condus ca CEO compania din 1929, ea fiind fondată în 28, până în 1971. Roy Disney era fratele mai mare al lui Walt Disney. Și dincolo de faptul că se împăcau foarte bine și aveau încredere, el avea un avantaj față de fratele lui mai mic. Avea bani. Un lucru foarte important când pornește un business. Și cine erau frații Fleischer? Nu mai știe nimeni. Istoria șterge pe numărul 2. Frații Fleischer erau numărul 1 în producția de desene animate, clipa în care Walt Disney a făcut primul în studio. A făcut cum a făcut, cumva a greșit, și inclusiv inventatorul personajului său a plecat la frații Fleischer. Avea un studio atât de mare, cât Walt Disney nici nu putea visa vreodată să devină atât de mare. Și atunci a vorbit cu fratele lui, Roy Disney, și a spus, uite, aș avea nevoie de bani, trebuie să faci un business împreună. A făcut 50-50. După un an, Walt Disney, care n-avea bani, n-a dat simt tot business-ul, a cumpărat marea majoritate a acțiunilor fratelui său, ca să controleze compania, dar fratele lui a rămas CEO și a rămas CEO 50 de ani. Și au construit ceea ce astăzi cunoaștem ca cel mai mare imperiu în domeniul filmului, cu Mickey Mouse, dar nu numai. Dar au făcut un lucru. N-a fost suficient o echipă de doi oameni. Au angajat cei mai buni desenatori din America, care erau toți dovediți ca fiind geniali. Sunt ei care au creat Albă ca zăpada, Mickey Mouse, cei șapte pitici cu care obișnuia să se fotografieze Walt Disney și așa mai departe. E o poveste de copertă unei cărți, aceasta, The Nine Old Men, o poveste de leadership absolut extraordinară, de cum să plădești un business din oameni și cu oameni. Walt Disney and the Nine Old Men. Un exemplu formidabil de pescar, care nu mai produce doar desene animate cu Mickey Mouse, după cum știți, peste puțin timp, 18 de fapt, decembrie se lansează Star Wars Number 7. Se pare că Mickey Mouse nu joacă în episodul ăsta. Trecem la următoarea și ultima categorie, pilotul. Pilotul e un tip de lider pe care îl întâlniți mai cu seama în criză.
e foarte valorizat în timpuri vitrige, e iubit mai cu seama de board și de fondurile de investiții. Locul este acolo pentru creștere imediată și turn around the business, ceea ce auzim de foarte, foarte multe ori în jurul nostru. Primul avantaj al unui pilot care e lider e viteza, flexibilitatea și capacitatea lui de a lua oportunități. Până când să se gândească arhitectul dacă e oportun să facă 5 comitete și un business case și să trimită la 3 consultanți ideea, între timp pilotul a și implementat. Dezavantajul cu pilotul, avantajul este că este short-term și short-term value. Dezavantajul este că, dacă ne place puțin, în echipa lui sunt niște oameni care riscă să fie aruncați peste bord la viteza cu care merg lucrurile. Deci, doamnele acelea nu stau bine așezate acolo unde stau. Pentru că la următorul viraj de business riscă să zboare de pe placă. Dar pe el nu-l oprește lucrul ăsta, se oprește la pontonul următor, ia câți oameni au căzut, atâția aia înapoi în parcă și pleacă mai departe. E un tip de business și un tip de lider care e absolut necesar și pe care cred că l-ați întâlnit fără îndoială în experiența dumneavoastră, în carieră. Nu te-ai văzut neapărat negativ. E nevoie de piloți. Un exemplu formidabil e Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, în 6 ani, a reformat o companie Nissan, care era faliment, și a creat ceea ce a numit McKinsey cel mai impresionant turnaround din business-ul modern. Un tip absolut extraordinar, care la fel a văzut oportunitatea de zero emisii de carbon și a spus, m-am uitat. Și nu numai niște oameni care nici cum are lucruri despre mașini în business-ul ăsta. Așa că ne-am gândit, o să mergem cu toată viteza în această direcție. E o leagă mai rapid decât noi cu mașinile electrice, dar cu siguranță că și piața va ajunge acolo. Un gen de om rece și direct, știți care a fost prima declarație când a fost numit ca CEO Nissan? Bine, venea de la Michelin, integrase Goodrich, adică făcuse niște lucruri bune înainte, nu era chiar în afară. A ajuns la Nissan și s-a uitat lung și a spus că aici o să închidem niște fabrici și pare rău să vă anunț, dar 21.000 de oameni vor fi dați afară în următorul an de zile. Dintre care a specificat 1.400 în Statele Unite. Știa că acolo e mai greu. În Japonia nu mai erau mari speranțe pentru Nissan. E un om care a fost întrebat acum o lună dacă e adevărat că alianța cu Chrysler e posibilă și o vede ca un beneficiu pentru compania Nissan Renault. Și a spus, Chrysler, da, nici când noi vrem să cucerim Rusia. Cam așa gândește pilotul și cam așa gândește Carlos Ghosn. Așadar, arhitect, pescar sau pilot, aceasta e întrebarea pe care o pun, sau altceva, un lider care inspiră. Nu uitați în aceste zile, când cere mai mult la România, când cere mai mult și ne visăm o altfel de țară, să începem cu noi. Vă mulțumesc mult! Am o știre cu un lider, un profesor, care îmi place foarte mult și care e Sorin Ionită și care a fost vehiculat ca posibil ministru în cabinetul Cioloș, în care personal cred că
multe de făcut și, și un moment bun ca să intri în politică, un om al străzii, un om al societății civile, care conduce cel mai bun think tank din România și care a spus, nu m-a contactat nimeni și dacă se gândește cineva, se scoate repede ideea asta din cap. Mi s-a părut foarte frumos și foarte smerit. Un om care spune, eu sunt aici să vă ajut, dar nu mă puneți pe mine în fruntea bucatelor, că nu e ceea ce-mi doresc. Asta fiind din partea străzii, ca să zic așa. Din partea CEO-ilor am o mare admirație pentru ceea ce face Steven Van Groningen, un pescar de oameni care are aceeași echipă, cred că media portului la Raiffeisen, media de experiență în port este de peste 10 ani. Toți sunt acolo de ceva ani de zile și, și fac un business excepțional. Și al treilea om care am sperat acum un an să schimbe România și sperăm în continuare, cel puțin eu, e după 100 de ani de lipsă, avem din nou un neamț care conduce România, așa că îmi pun nădejdea că dacă clasa politică trebuie să reformeze, trebuie să înceapă cu președintele și el trebuie să dea tonul. Deci, recunoaștere pentru unii dintre ei și speranță al treilea. Sala. Nu, mulțumesc foarte mult, mă salvați. Apropo de comunitatea arhitectului ca sau opinor, în vedere că în ultimii ani se accelerează tot, probabil nu știu mai multe de CEO care se rezistă 40 de ani, simt o presiune în direcția de a avea mai mulți CEO către viitor? Fără îndoială, cred că mai cu seamă în ultimii ani, cam asta a cerut piața, cam asta au cerut investitorii, fie că erau străini, fie că erau români. Acum, eu sper să nu fie ceva de durată. Adică sper ca după inflexiunea economică din 2008-2009, cumva de unde vine presiunea? Venea din așteptările clădite cu un trecut de creștere formidabilă, aproape în toate industriile, un double digit constant. Și bugetai 5-6% creștere și aveai peste 10% în fiecare an. În clipa în care ai avut câteva descreșteri mari sau foarte mari, că mă gândesc la media care anul trecut a fost, cred că nu greșesc, 40% din ce era în 2008, ca și piață. Gândiți-vă, te duci 60% din valoare, oricât ai reduce costurile. E, cumva de acolo nu poți decât să crești și trebuie să ai așteptări rezonabile și să plătești cu arhitecți și cu pescari. Sper și în acel mix. Jack Welch era puțin din fiecare. Altfel, doar cu piloți, parcă merge puțin prea repede și își pierde echipaj. Alte întrebări? Mulțumesc! Am să invit și am să vă rog să aplaudăm pe Delia Sofonea. Delia vine în locul lui Tudor Manea, de la IMAG. Și Delia ne va vorbi despre cum ajung companiile românești în finanța mea. Bine a venit, Delia! Trebuie să fiu sinceră, n-am obărit un pic când mi-a zis că, din păcate, nu poate să ajungă. Dar nu pot să stau supărată pe foarte mult, pentru că el e cel care acum un an de zile mi-a dat telefon și m-a invitat la un prânz să povestească despre EMA. Și sunt foarte recunoscătoare pentru că a făcut asta. Chiar dacă în momentul respectiv, din nou trebuie să recunosc că atunci când am auzit EMA, m-am gândit, ok, e un site. Cam ce poate să fie în spate pentru un om de HR, cât de complexă poate să fie organizația. Și acum am ajuns să mă bucur că vă vorbesc astăzi, pentru că cumva povestea pe care vreau să vă spun e povestea EMAG, dar în paralel este povestea mea și cum am descoperit eu EMAG-ul. Sper să nu fie ceva foarte corporatist, de a primul slide l-am pus așa în... cumva în antiteză, pare o chestie foarte corporate.
site-urile pe care le-am avut eu, ajungând să cunosc organizația asta foarte bine. De unde să încep? Propuneți să știți că suntem în momentul ăsta prezenți în 4 țări. Ce vreau eu să vă povestesc e cum am ajuns acolo și mi se pare absolut fascinant cum oamenii ăștia au intrat, au luat țară cu țară cu țară și s-au dus acolo și au făcut niște lucruri absolut extraordinare. Și cred că asta dovedește foarte multă inovație și creativitate din partea lor. Cum a crescut compania? În primul rând aș vrea să vă povestesc un pic despre modelul de business. Nu știu cât de mulți sunteți familiarizați. Noi avem un model mix. Funcționăm în primul rând ca o platformă pe care vine produse first party. Dar în același timp avem și o platformă de marketplace. Asta înseamnă că în momentul de față am ajuns undeva la 100 de parteneri care sunt selleri, care vând pe platforma noastră. Și acesta este un model care ne și ajută să scalăm foarte, foarte repede. Pe acest model am început să funcționăm, practic, acum 3 ani de zile în Bulgaria, acum 2 ani în Bulgaria. Și anul trecut am intrat și în Polonia, unde am achiziționat un player local de e-commerce, Agito, pe care în momentul ăsta încă suntem în curs de integrare, cu care suntem în curs de integrare. Poveștile pe care le-am auzit eu de când am venit în EMAG legat de cum funcționează organizația și cum ne-am extins, mi se pare absolut fascinante. În Ungaria, de exemplu, băieții s-au dus, doi dintre ei, s-au dus acolo, au început să facă analize de piață, să se întâlnească cu oameni, adică pur și simplu cu maxim de curaj și încredere că ei știu să facă lucruri, și-au deschis Ungaria cu 3 oameni. În momentul de față suntem în jur de 60 de oameni în Ungaria și tot așa în Bulgaria. În România, povestea cred că o cunoașteți mai bine. În 2001 EMAG era o firmă mică și încă umblă legenda că sunt bucăți de cod scrise în spate de pe atunci și Tudor a fost unul dintre primii programatori din EMAG. Și mai poți corădesc la fel programatorii de acum spunând că încă mai găsim bucățele de cont în contul tău. Compania a crescut incredibil de repede. În 2010 a fost preluată de Iulian. Și acum, 3 ani de zile, practic a intrat și modul de investiții în Asports, care deține acum 75% de lume. Organizație și Iulian deține 25% din organizație. O să vă povestesc un pic despre cum am crescut și care cred eu că sunt lucrurile care definesc cultura companiei și cumva am uitat să vă zic că perspectiva din care eu le privesc este perspectiva unui corporatism. Nu știu dacă e bine zi, dar mă rog, eu nu mă consider corporatist, urăsc cuvântul, dar adevărul că sunt. Am lucrat 12 ani într-o multinațională globală, nu românească, și cumva pentru mine anul ăsta a fost un an plin de surprize și fascinație, descoperind o organizație care este la fel de mare, dar cumva funcționează din punctul meu de vedere după alte reguli. Să vă zic un pic care cred eu că e prima regulă. Ține foarte mult de o grijă față de client, pe care o simt foarte autentică. Adică, cred că am prieten în majoritatea organizațiilor mari din România, am lucrat și eu, într-adevăr, în Telecom foarte mult. Și am crezut foarte mult în ideea asta, și scuzați romengleza, de customer obsession, care apărea așa pe toți pereții. Cred că sunt în organizații oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă customer obsession, dar eu am simțit-o pe pielea mea autentic în EMAG. Pentru că aici, cumva, diferența cred că este că vorbim foarte puțin despre asta. Adică nu avem workshop-uri despre customer obsession, nu scriem pe pereți customer obsession, dar, în schimb, nu există, cred, întâlnire sau discuție între doi oameni pe hol în care să nu se discute despre asta. Și, cumva, ca să-mi aduc și eu aportul la lucrul ăsta, mă rog, și să convinc pe mine și sunt foarte mândră de chestia asta ca om de cașer, să transmitem lucrurile astea și în organizație, cumva să fie un statement foarte clar. Și bănesc că știți că majoritatea organizațiilor mari folosesc o schemă de bonus anual,
în care el e ponderat, practic, bonusul pe care îl primește ponderat în funcție de performanța ta și de performanța companiei. Și în data organizațiilor, performanța companiei este un mix de indicatori, de la profit, la cifră de afaceri, și așa mai departe, probabil 4-5. Ce am discutat cu Iulian și am putere să facem a fost să ponderăm bonusul anual al oamenilor numai și numai cu NPS-ul. NPS-ul pentru noi e cel mai important indicator, e Net Promoter Score, dacă știți metodologia. Prin el măsurăm satisfacția clienților. Și mi s-a părut minunat că putem să facem acest lucru. Pentru că vă dați seama că asta înseamnă că dacă organizația nu crește, sau poate nu promite datele pe care ni le setăm, dar NPS-ul este bun, oamenii nu se-și ia bonusul. Dar cumva, exact asta vrem să arătăm, că pentru noi e mai important ce crede clientul și ce feedback ne dă, pentru că credem foarte mult că asta pe termen lung e sustenabil. Adică, chiar dacă nu se ne meargă bine lucrurile, dacă NPS-ul este mare, pe termen lung înseamnă că suntem în direcția cea bună. Și cumva asta foarte mult că am reușit să facem lucrurile astea. Și feedback-ul de la oameni a fost foarte bun legat de această inițiativă. Bun, ce înseamnă grija asta față de client? Aici am surprins câteva din lucrările pe care le-am făcut în ultimii ani. Poate doar să vă dau câteva cifre. Noi am pornit de la undeva de, cred că aveam 27.000 de produse listate în 2011. Acum am ajuns la 500.000 de produse listate, jumate de milion. Avem o vânzare cam la 8 secunde. Am crescut extraordinar de mult pe toate categoriile, pentru că vrem să devenim cea mai mare destinație de shopping. În momentul ăsta, practic, traficul pe care îl avem zilnic e egal cu traficul cumulat al celor mai mari mall-uri din țară. Și cam asta este. Și cred că ce mi se pare fascinant este că practic ești un magazin cu rafturi nelimitate. Adică tu poți să pui câte produse vrei, tricul este cum reușești să aduci acele produse în fața ochilor clientului. Adică îți intră clientul într-un magazin cu rafturi nelimitate, cum faci să fii la dispoziție ceea ce are nevoie. Dar, practic, nu avem limite din punct de vedere a ceea ce putem pune acolo. Ne-am extins și una din, să zicem, direcțiile de care suntem mândri e partea de soft lines, să zicem noi. Adică produse destinate, în general, cumpărătorilor femei, cum ar fi fashion, sport și categoria de supermarket. Din punct de vedere servicii, bănuiesc că le știți, ce am lansat de curând și suntem foarte, foarte mândri, este serviciul de swipe to pay și one click. Nu știu dacă l-ați încercat, vă recomand, este o experiență incredibilă de pe aplicația de mobil. Un singur swipe poți să faci comanda. Și când vorbeam Mihai, mă gândeam la chestia asta, pentru că am regăsit bucăți din ceea ce povestit despre înseamnă lider și am regăsit multe bucăți și în ceea ce facem noi. Și cred că partea asta de inovație și de a fi disruptiv e ceva ce regăsesc foarte ușor. De trafic am povestit, am ajuns acum la 144 de milioane de vizite într-un an. Avem zile, am zis, cu 500.000 de vizite și, bineînțeles, de Black Friday nu mai vorbim, când sunt milioane de oameni care au pasat asta F5 dimineața. Și noi mergem cu toții, toată lumea invitată să se ducă la birou de la 6 dimineața, când deja începe nebunia. Din punct de vedere oameni, pentru că m-am gândit că o să vă așteptați să vorbesc și despre asta. Cred că ce definește magul din noi e o autenticitate în a le păsa de oameni. Adică eu m-am dus acolo și mă gândeam, Doamne, e o organizație românească? Oare, ok, au crescut foarte mult, oare cât HR știu? Tudor, pe vremea aia, era director de HR și director de IT, mă gândeam, hai bine. O să mă duc acolo și eu să o iau de la zero. Și ce mi s-a părut absolut incredibil este că nu m-am fost absolut deloc așa, că am învățat mai multe lecții de HR de la ei decât am învățat din de la mine. Nu știu dacă știți povestea aceea cu parcurile, numai și eu în ce țară, cred că în Belgia.
am auzit atâta la o conferință și mi-a plăcut foarte mult. Ei construiesc parcul în felul următor. Fac parcul și nu fac aleile. Și așteaptă ca oamenii, cam o lună de zile, să se plimbe prin parc. Și acolo unde se construiesc natural cărările, acolo se duc și toarnă aleile. Și cumva asta a fost, pe partea de oameni, cred că asta a fost senzația mea cea mai puternică. Că ei au făcut absolut natural niște lucruri care în alte companii le facem pentru că trebuie să le facem, pentru că există un sistem de management al performanței, pentru că îți vine de la grup programul X și Y. Ei au ajuns cumva tot acolo, dar au făcut pentru a simți nevoia să facă ceva. Și cumva le-a făcut gândindu-se de ce îl fac. Și asta, într-un fel, i-a ajutat să le facă și mai bine. Pentru că nu erau impuse, ci erau gândite de ei. Și asta mi s-a părut incredibil. Și țin minte că un prieten de-al meu foarte bun, care mi-e și mentor, când am sunat să zic, uite, am primit o propunere de la IMA, nu știu ce să fac, mi-a spus, o să te descurci. Pentru că tu faci lucrurile pentru că trebuie să le faci. Le faci pentru că ai înțeles de ce se fac. Și cumva asta simt că, din nou, ca al doilea insight mare definește organizația asta și definește organizația românească, este faptul că nu facem lucrurile pentru că trebuie, ci le facem pentru că înțelegem de ce le facem. Și asta ne dă și foarte mare flexibilitate, pentru că nu trebuie să facem nimic. Facem doar ce simțim că ajută. Nu o să intru foarte mult în detalii, pentru că nu mai am foarte mult timp, dar, mă rog, facem un clas de programe mișto. Cum funcționăm? Pentru că tema de azi era de la local la global, deci cum ne-am extins ca și organizație. Noi suntem acum undeva peste 1700 de oameni, peste 1500 sunt locați în România, ceea ce înseamnă că noi ca și organizație avem centrul de dezvoltare și de sport în România. Sunt de prezență în București, Iași și Craiova. Avem un cor foarte mare de oameni în headquarter, cum îi zicem noi, care sunt oameni tehnici. Sunt 500 de oameni tehnici, dintre care aproape 400 sunt programatori. Și funcțiile de suport, deci partea de people, finance, legal, sunt în headquarter. Și după aia vin în jur operațiunile sau țările, cum le zicem noi, care au foarte mare putere de decizie pe tot ce înseamnă comercial și operațional. Bineînțeles că cea mai mare țară în momentul ăsta e România, dar încet cu încet vrem să creștem și în celelalte țări. Suntem foarte mândri că în Bulgaria suntem lider detașat și avem undeva la 40% din piața de electroactiv, iar în Ungaria ne batem pe tot așa pe primul. Ce cred că definește structura asta și de ce mi-a plăcut că după ei, din nou, desenul ăsta l-aveau înainte să vin eu, deci n-am inventat eu nimic, dar eu cumva știu teoria din spate. În HR se vorbește în ultima vreme foarte mult de organizațiile piersică, nu știu dacă ați auzit termenul. Adică despre faptul că organizațiile nu ar trebui definite și desenate ca niște structuri organizaționale, pornind de la CEO, board și oamenii în jos, la capătul paginii, ce ar trebui desenate rotund și cumva toate zonele care îți ating clientul să fie în exterior și în centru să ai zona de management sau de port, dar cumva ca și simbol vizual explică mult mai bine cum funcționează organizația. Nu e o structură ierarhică, este un tot unde cumva cea mai importantă parte e cea care îți atinge clientul extern. Și m-am bucurat când am văzut că și ei s-au gândit să deseneze la fel organizația. Cam asta cred că la fix. Cam asta vreau să vă povestesc. Din nou, ca să închid așa cercul, mie mi se pare fascinant că acum un an de zile am primit un telefon și mi s-a zis haide să-ți povestim despre mă și mintea mea a fost ok ce-o fi în spatele unui site. Și acum mă uit și nu vine să cred ce bogăție am descoperit și mă simt super norocoasă că Tudor a pus mâna pe telefonul ăla. Mulțumim foarte mult, Elia! Dacă aveți întrebări.
și client și fascinat de Mac, mă întreb tot timpul, magazinul vostru, ce vindeți mai mult? Dacă sunt primele divizii care au rămas cele mai importante în business? Sau adăugirile noi, care sunt cele care au decolat imediat? În continuare vindem cel mai mult primele divizii, adică încă avem în jur de 70% din vânzări pe primele tipuri de produse. Dar așteptăm să creștem din ce în ce mai mult. Ideea este că e și un mix diferit, pentru că ca și valoare, produsele de electro-IT sau electrocasnicele sunt mai mari ca valoare. Deci e normal că au o parte mai mare din venitul să-ți vină de acolo. În schimb, ce am aflat, apropo, când ai zis magazine, mi-am adus aminte de showroom-ul din Cluj și faptul că am aflat ieri că avem acolo drone. Deci chiar dacă suntem în continuare electro-IT, nu înseamnă că electro-IT-ul îl mai definim ca pe vreme, adică apar și extindem foarte mult și categoriile respective. Dar, într-adevăr, direcția este să creștem mult mai mult, adică ne așteptăm să crească foarte mult categoriile. Avem un plan, însă nu ne grăbim. Nu spun. Dar sigur nu ne grăbim. Adică vrem să așezăm lucrurile. Ce pot să zic este că nu e ușor și nu vrem să le facem în fugă. Și noi am crescut, ne-am dublat practic numai de oameni într-un an de zile. Și asta e o creștere foarte mare, important ca toată lumea să aibă timp să se așeze și să înțeleagă lucrurile. Și mai mult, aveți produse românești, de exemplu, pe care le duceți în afară? Aveți politică? Da. Nu sunt sigură încă care sunt condițiile, dar știu că vrem să deschidem pe marketplace. Practic, sele din român se poate să vândă și în celelalte țări. Nu știu exact care sunt condițiile și în ce stadiu suntem, dar vrem să deschidem și partea asta. Mulțumim, Delia. Mai avem întrebare. Am văzut o căsuță care scrie ceva de employee engagement platform. Da. Spune pe faptul implementation. Da. Este într-adevăr o platformă destul de șmecheră. E o platformă internă în care oricine poate să scrie, deci un fel de Facebook intern. Oricine poate să intre și să publice informații. Încă nu o facem, chiar dacă am lansat-o de un an de zile, să zicem, activitatea mea atât de mare. În schimb, e multă activitate pe partea de gamification, unde, într-adevăr, poți să dai metalii, badge-uri, să recunoști alți oameni din echipă. Mi se pare fain cu avem. Ce am observat eu, media de vârstă la noi e undeva la 27 de ani. Și țin minte primul meu șoc, să nu mai spuneți nimeni. Primul meu șoc când am dat un mail din poziția nouă în care venisem, cred că trebuiseră două luni. Am dat un mail către toți angajații și obișnuită din Telecom, să zic. Dai un mail din management și apar întrebări, dar cumva se strâng întrebări, le dau listă de FAQs, deci mult mai formal și mai corporatist. La mail-ul am primit vreo 10 reply-uri instantane, în care se răspundea, bună, Delia, cred că rolul tău este să faci asta și asta și asta. Ce-ar fi să ne ajuți cu asta? Și mi-am dat seama că chiar funcționez într-o organizație în care oamenii funcționează în dialog. Adică sunt eu o generație care e obișnuită să dea cu părerea despre orice. Și nu trimit eu un mail și toată lumea zice, bine, am zis, Delia, așa facem. Și de aia platforma asta de engagement în care oricine are acces, poate să spună orice, mi se pare măcar ca principiu foarte, foarte sănătos. Mulțumim frumos! Nu mai țin întrebări. Ok, mulțumim! Mulțumesc! Vorbind despre România și companiile românești, am gândit că ar fi interesant să vedem și percepția unui expat despre români și România. Și l-am invitat și vă rog să-l vină în pauză pe Michael Khan, general manager Practica România. Good morning, everyone. Thank you for having me today. First, I have to say I have to talk in English because I'm not able to talk in Romanian language, so you have to excuse me.
I will start by shortly introducing myself. My name is Michael Kran. I'm the country manager of Praktikum Romania, husband and father of two sons. I was coming to Romania approximately 13 years ago, and I helped successfully Praktikum to bring to the market. At this time, it was rather challenging. But this is why I'm here today. I was asked to talk about my expenses, experience, and how is it like an expert in Romania, what was positive, what was negative, and of course about the good experience I made here with the Romanian people. About 25 years ago, I started working for Praktika in Germany, running only one store. From then on, I moved across Germany and East Europe, and now you will understand why I'm not able to talk all the languages, because I moved so often that it was making never sense to talk or to learn some language. So I will start from here. I worked at first in Austria around about 2 years. After this I was going to Hungarian for around about 3 years, followed my first day here in Romania in 2002. After this I get some work experience in Poland around about 2-3 years. And then I was coming back once again to Romania. After 1 year, I was going back to Germany. After Germany, I had a really interesting time in Bulgaria. And in 2013, once again, I'm coming back here to Romania and to manage Praktika like a country manager. I can honestly say I have always felt very welcome here in Romania. I truly like the people. I have to say here, the Romanians are very open, very friendly, and it was very interesting to work with them because in my opinion, and this is different to some other experience, I think Romanians are hard-working persons. I feel that the Romanians are always keen to learn and that they are always open to discuss problems and to find the best solution. I can say Romania is a country where I find friends at first at work, but also in private. And also after some years, yeah, still people are coming and talking and calling you. But for sure, there are also some other things which you have to accept here in Romania. For example, for me, if I was the first time here in 2002, I was shocked, for example, driving a car in Bucharest. This was something for me. I have to say, come on, this experience for somebody who is coming from Germany was really, really hard. In 2002, Praktika entered the Romanian market. Yeah. The importance about the Romanian market was for sure that the DIY concept was not properly introduced. DIY stores were not around yet. On one hand, this put us in a very good position because with little competition it's easier to set a firm foot into the market. On the other hand, there are many challenges. One being having to introduce the new concept, having it understood and accepted by the people. By the people, the meaning is on one hand for the customer and on the other hand also for our employees. From the beginning, we had to learn how important it was to adapt the products we offer in our stores to the Romanian needs. As you can imagine, we had to convince not only our German purchasers, but also our German board. Products which were sold very well in Germany for years were not automatically sold as good in Romania. Important to know for everybody who wants to run a business successfully here in Romania. You need local products for local marketing. Luckily, this was worked out very well for Praktika. Praktika learned how important this is from store opening to store opening. Until 2011, Praktika opened 27 stores over Romania. The financial crisis during 2008 and 2009 was of course to be felt here in Romania, much more for example than in Poland.
During this time, I worked in Poland, and I have to say, the domestic market in Poland was much more stronger than in Romania, and so we felt the crisis at first not so extreme, second, it comes much more later. Here on the chart, you can see the development of the DIY market on one hand in East and Central Europe. And you can see from 2011 to 2013 it was growing. In 2013, you can see that Praktiker was going in Germany in insolvency, the company disappeared completely and the sales dropped down. And now here on this market, you see there's no improvement. Somehow it stays like it is. If you look now on the next chart, here you can see the Romanian market, and here it looks complete in another way. In the end, top down, the crisis was much more dramatically, but you can see since 2011, you have an improvement yearly by year by year. So all this was, obviously it was time to change. At the last year, Praktika was bought by Search Chemical, owned by Mr. Omer Swisley, who had new ideas for the future of Praktika. The new Praktika is more customer-oriented. This was achieved by the introduction of new products, new services, new price management, and a new way to work with loyal customers. Here on the chart you can see our loyal program which we implement, and this loyal program is unique in the DIY market. It's somehow a way that if you buy more, automatically you will get more discount. If somebody has by us the blue Praktika card and he is buying around 3,000 won, he gets automatically 5% discount. If he is coming over 15,000 won automatically, he gets a discount by 10%. In this case, we are very, very successful, and you can see on the chart, the customer like this way. It's typical, in my opinion, for Romania, because they want to know, or they like to see immediately their advantage. In the end, our target here is to reach, in 2016, 1 million loyal customers, which are really buying with this card. With this new strategy, we try to bound customers to our stores for mutual benefit. By the end of the year, Praktika will launch a new loyalty card dedicated to professionals. It's a premiere that we announce here today. As the official launch, or the official launch of this program will take place in the end of 2015. The program will bring exclusive advantages for all professionals who choose Praktika, and there is their supplier of material services and inspiration. Our new strategy has proven to work. Within 1 year, we are already able to nearly reach break-even. I'm confident that the future of Praktika holds for. Moreover, it even plans to open further stores. At the moment, Praktika has 28 stores spread across the country. But 45 stores are planned to be open and running in the next years. Yes, these are big plans, but this will make the company more efficient and for sure will be more profitable. This of course is only possible with more employees. And I'm also confident that you will find the right people for the job. Romanians have proven to be very encouraged employees. They have understood that the success of the company is directly linked to their own career. If the company is successful, our employees will be too. Therefore, work ethic and motivation is great. We feel at Praktika that human resources is not just a department, but a very important key for more success. We try to treat our employees as good as possible, yet asking for their best performance at work.
you believe that happier, that happier employees, winners, happy and satisfied customers who will hopefully return and return again. Romania certainly needs to work on this issue. More and more young Romanians leave the country in respect for better working and living conditions in other Western countries. By improving their working conditions here in Romania, their quality of life will increase as well, and more will stay in the country working for the Romanian economy. As a final statement for this very short speech, working in Romania was always easy, but not easy, but always rewarding. There are many things in the country that one can work on, and this is what I believe creates so many opportunities here in Romania. So look out for opportunities, take them, and don't work hard, work efficient, and success will be guaranteed. Obviously, this does not only appear for the DIY sector, it's more a general observation. Thank you for your attention, and wish you a nice day. Thank you for your speech. If you have questions, vă rog, dacă aveți întrebări. No, thank you. Thank you again. Am avut și luni și marți mai multe intervenții de la mai mulți invitați care au spus că una dintre cele mai importante școli pe care le-au avut în cariera lor a fost doamnă. Dacă nu știa, îi spun eu acum. Au învățat multe lucruri acolo și fiind o zi de management am zis să vorbim despre filozofia de management McDonald's de la angajat la angajator și îl avem alături și să-l invităm în aplauze pe Daniel Boale, general manager de McDonald's. Mulțumesc, Marta! Bună ziua tuturor! Sunt a doua oară când vin, sunt invitat la Tile Bist, la un eveniment care se transformă într-un reper în peisajul de business și de conferințe de afaceri în general în România. Preiau puțin de la domnul Mihai Vica. Sunt întotdeauna emoționat să vin alături de oameni care au și ambiția și energia de a face schimbări și aș prelungi mai mult decât nivelul nostru de zi cu zi, acela de business, și să ne implicăm mai mult în ce înseamnă viață în România, în ce înseamnă activități în general, altele decât cele profesionale. Să facem bine, nu? Sunt corporatist. Și să știți că și noi suntem oameni. Și asta vreau să spun de fiecare dată. Reprezint compania McDonald's și ăsta este unul din motivele pentru care mă aflu aici sau care mi-a dat posibilitatea să vin aici. Este o companie care s-a dezvoltat absolut spectaculos în ultimii 20 de ani în România. Pot să spun și cu foarte mare mândrie anul ăsta am sărbătorit 20 de ani de activitate în România și este poate cel mai bun an al McDonald's în România. Este o școală, cum menționează Marta, sunt peste 26.000 de oameni care au trecut prin școala McDonald's în ultimii 20 de ani și o să mă refer un pic la ei în continuare. Am început acum 20 de ani. Am crescut în această companie, am fost format ca manager în McDonald's. La un moment dat am plecat din McDonald's, pentru că e tot timpul important să înveți, trebuie să continui să înveți întotdeauna. E foarte important să vezi și altceva. M-am întors în McDonald's în 2010 și sunt aici împreună cu dumneavoastră. Avem o... Spuneam și am pus să intitulăm slide-ul ăsta, Butrogami Restaurant Carul Mare. McDonald's este o corporație. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Este unul din cinci cele mai importante branduri din lume.
Asta vine cu foarte mare responsabilitate și sigur că da, vorbim de fiecare dată ca și manager, există un concept, se numește when is small is beautiful. Adică atunci când conduci sau ești într-o organizație mică, mai degrabă prețuiești foarte multe relații cu oamenii, este o echipă formată din prieteni de cel mai multe ori. Lucrurile astea se schimbă absolut spectaculos când ieși într-o corporație mare. McDonald's avea la sfârșitul lunii trecute peste 1.800.000 de angajați în lume. În România suntem o echipă foarte ambițioasă de peste 4.000 de angajați astăzi. Când te muți într-o corporație, sigur că relațiile între oameni sunt înlocuite foarte mult de proceduri, sunt înlocuite foarte mult de reguli, sunt înlocuite foarte mult de stiluri de management, sunt înlocuite foarte mult de protocoale. McDonald's este ceva între cele două, pentru că McDonald's prețuiește foarte mult echipele locale, McDonald's contează foarte mult pe fiecare dintre echipele fiecărui restaurant. În România avem, nu avem 4.000 de angajați, avem 67 de restaurante, care sunt organizate fiecare ca, ca un business de sine stătător. Sunt echipe medie de 50-60 de oameni, cu echipe foarte puternice de manageri, cu echipe care sunt perfecționate în permanență sau care au acces la foarte multe informații și foarte multe pregătire. Procesul de pregătire este permanent. Contăm foarte mult pe echipele și contăm foarte mult pe echipele de acolo. Mai avem un principiu pe care, la care ținem de fiecare dată sau pe care îl și facem. Este aceea că procesul de recrutare este permanent și nu avem niciodată suficient de mulți oameni talentați. Continuăm să investim în oameni, continuăm să recrutăm talente, continuăm să dezvoltăm programe pentru pregătirea, pentru pregătirea oamenilor. McDonald's este mai întâi un manager de resurse umane și oamenii sunt importanți fiecare la locul lui. Spuneam de, de programe de pregătire, probabil că McDonald's are în momentul ăsta, fac un pic o paranteză, mă refer foarte des la McDonald's, am o experiență de manager importantă, menționam că foarte mult m-am dezvoltat în McDonald's, cred în această companie, cred în lucrurile pe care le face și cred că ăsta este și rolul meu, dacă vreți, să arăt că avem principii și principiile le și facem, le și urmărim. Și spuneam, și chizând paranteza, este un program de pregătire extrem de complet. Din prima din care intri în restaurant, până în poziția de șef de restaurant și mai sus, există un program de pregătire și practică și teoretică pentru fiecare etapă a carierei tale. Practic nu pot să spun, nu am știut, nu am văzut, nu am avut pe cine să întreb. Totul depinde de tine și cât dorești unde mă să te implici în activitatea de zi cu zi și în dezvoltarea ta ca și, ca și om. Procesul de recrutare este permanent, procesul de pregătire este permanent. Ca manager ești întotdeauna într-o poziție provocatoare, să spun, de foarte multe ori, poate ingrată de multe ori, nu trebuie să fii mulțumit niciodată. Este o sintagmă pe care o auzim de foarte multe ori, este una din valorile companiei de asemenea. Nu te mulțumești niciodată cu un rezultat bun. Sigur că te bucuri, sigur prețuiești ce s-a întâmplat, dar să ai în minte în permanență ce poți face mai bine, cum poți să alergi mai repede într-o societate sau într-o lume care este într-o continuă mișcare. Într-o lume în care să rămâi acolo sau să rămâi în poziția în care ești, ca și companie, trebuie să alergi cu toată viteza de care ești, de care ești în stare. Trebuie să fii foarte exigent, trebuie să ții tot timpul nivel de exigență foarte, sau să ții foarte sus ștacheta și să îți dorești întotdeauna să faci mai bine. Iar astea sunt lucruri pe care trebuie să le faci cu consecvență în absolut fiecare zi. Rolul unui manager nu este numai de a
de a seta obiective, nu este numai de a analiza rapoarte, nu este numai de a continua să dezvolte ce e de făcut. Rolul unui lider este de asemenea de a fi cu responsabilitate un model pentru activitatea celorlalți. Faci, cum spune de foarte multe ori, nu cere celorlalți ceva ce nu poți să faci tu. Și este o practică de fiecare zi. Prima echipă de la McDonald's, sau zicem noi, de la o echipă de 260 de oameni extrem de ambițioși la 4.000. Și ce trebuie să spunem prin asta este o companie care, în primul rând, crede în oamenii locali, crede foarte mult în managementul local, crede foarte mult în inițiativă, în inovație a oamenilor, din fiecare țară. În România am început acum 20 de ani, o echipă mică. Sunt foarte mândru astăzi că peste 1.000 de oameni din cei 4.000 au 10 ani și sau peste 10 ani sau peste 15 ani la McDonald's. Se investește foarte mult, s-a investit foarte mult în echipele de oameni, de atunci am crescut cu măsură și să te adaptezi tot din punctul de creștere la capacitatea companiei este unul din lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Sau la capacitatea de a se dezvolta la companie este un lucru pe care le facem în fiecare zi. Întinde-te cât ți-e plac cu siguranță, dar visează să te duci mai departe. Astea sunt lucrurile pe care le-am învățat și pe care încerc să le arăt și ce altora. Am început în anii 90, contextul se schimbă de fiecare dată. Direcțiile pe care le asumă unei sau prioritățile unei companii se schimbă de fiecare dată. Am început în anii 90 pe un teren de dezvoltare absolut spectaculos în regiune. Am deschis, nu știu, în primul an 4 restaurante, în al doilea 9, în al treilea 15 și tot așa a fost foarte accelerat. Ritmul s-a mai redus. Asta este o ajustare a obiectivelor pe care le aveam la momentul acela. Un lucru care nu s-a schimbat niciodată a fost strategia companiei și este întotdeauna sau gândirea pe termen lung trebuie să fie o preocupare permanentă. Se întâmplă extraordinar de lucru și am avut extraordinar de multe provocări în România. Anii 96-98, dezvoltare extraordinară. Crize foarte importante și vorbim de anii poate 97-99, pentru cei care își aduc aminte și de perioada respectivă. Apoi, sigur, reluarea creșterii în anii 2004-2008. O altă problemă, există provocări în fiecare perioadă. Trebuie să crezi în direcția în care mergi, trebuie să crezi cu tărie și încrederea asta trebuie să o arăți în fiecare zi. Sigur că da, trebuie să adaptezi ritmul și trebuie să adaptezi obiectivele la realitățile, momentului sau realitățile locale, acolo unde îți desfășori activitatea. La McDonald's vorbim tot timpul despre oameni, dar vorbim asta cu foarte mare responsabilitate. Zic de cele mai multe ori și îmi place să vorbesc cu partenerii companiei, îmi place să vorbesc cu angajații companiei, de fiecare dată îmi place să vorbesc cu clienții companiei de fiecare dată și mă prezint de fiecare dată, nu ca CEO acestei companii, ca omul care are cea mai mare responsabilitate, pentru că responsabilitatea asta o înveți de fiecare dată, o înveți în fiecare zi. Să știi foarte bine domeniul care îți dezvolți activitatea, este tot parte din îți desfășoară activitatea, este tot parte din responsabilitate. Ca exemplu, orice om care se angajează la McDonald's, indiferent de poziție, începe în restaurant. Este important să știi cu ce ne ocupăm, este important să știi cui ne adresăm, este important să știi ce facem, ca să ai în minte în permanență, în preocupările tale și în responsabilitatea pe care încerci să o ai.
de față de oamenii tăi, față de clienții tăi, față de mediul în care se desfășoară activitatea. McDonald's e o companie foarte responsabilă. McDonald's este o companie responsabilă și asta prin fiecare, prin, facem, prin ce facem în fiecare zi. Responsabilitatea este a fiecărui om. Spun că suntem lideri de piață și suntem o companie care, care deja spune un cuvânt, are un cuvânt greu de spus, în industrie, dar spune noi încercăm să mergem mai departe, mai departe. Nu ești niciodată suficient de bun dacă nu ai în spate o echipă absolut remarcabilă. Dacă nu ai în spate oameni care sunt motivați, dacă nu ai în spate oameni care sunt pregătiți, dacă nu ai în spate oameni care participă la ce se întâmplă fiecare zi și care știu că pot să facă schimbări fiecare în locul lui, în restaurantul lui, în orașul în care desfășoară activitatea. Să fii manager sau să fii lider, sigur că depinde de, depinde de situație. Dar majoritatea situațiilor înseamnă mai degrabă să fii un membru al echipei, să reușești să fii un facilitator, să reușești să fii un om care motivează sau un din cei care motivează, să fii, fără excepție, un exemplu prin conduită și personală, și morală, și civică, și continuu să mă uit la, la Mihai, în ce facem în fiecare zi. N-am avea o companie așa de bună sau n-am avea rezultatele pe care le avem fără să avem, să fie avut înainte o echipă extraordinară. McDonald's înseamnă 26.000 de oameni care au trecut prin școala McDonald's. Este, a fost perceput de foarte mulți oameni ca un job care i-a dat posibilitatea să facă altceva și avem peste 40% de angajați astăzi care sunt elevi sau studenți, care câștigă niște bani și pot să meargă mai departe să facă ce doresc în carieră, sau oameni care au ales să își facă o carieră la McDonald's. Sunt mândru să am peste 50, să fie alături de noi peste 50 de oameni care au peste 20 de ani în McDonald's, peste 1000 care au 10 ani și peste 15 ani în, în compania McDonald's. Asta este puterea noastră astăzi. Și zic totdeauna mai mult decât mulțumesc, pentru că să fii angajat sau să fii responsabil într-o companie, trebuie să-ți asumi și responsabilități, trebuie să dai de fiecare dată și înapoi comunității. Și încercăm să o facem de fiecare dată. Foarte, pentru mine e o provocare tot timpul să mă încadrez în timp. Am încercat să fiu scurt astăzi, dacă sunt întrebări. Spune, te rog, vă scurați pentru că primarul prea Mihai și-a zis să intre în față. Simt câțiva top manageri care nu mai sunt la voi, dar care au fost la voi și au început la voi. Știu că sunt în viață. Au neapărat top manageri. Oameni cunoscuți, care au avut ucenicie la McDonald's. Sunt foarte mulți și sunt în domenii variate. Aici, decât să răspund așa, aș spune o poveste care mi s-a întâmplat în practică. În 2004 am vizitat unul dintre magazinele practică. Erau abia deschise, sau avea câțiva ani de activitate, dar era într-o continuă expansiune. Am vizitat și împreună cu Michael și împreună cu directorul general la vremea aceea. Să știți că pe mine m-au salutat mai mulți oameni dintre angajații de practică. Asta era, sunt oameni de la McDonald's, sunt foarte multe domenii. A fi lucrat la McDonald's este primul un asset în CV. Arată că ești un om care se încadrează foarte bine într-o echipă, care comunică excelent, care dorește să se dezvolte în permanență și face diferența oriunde se duce. Daniel, ce scuze, două întrebări.
Dacă se poate să pune slide-ul din nou. Ultimul, ultimul. Până la ce făcea Ilie Năstase aici la voi, magazin? Ilie Năstase, în afară că este o personalitate extraordinară din România, un om care, asta era, este o fotografie de la un eveniment pe care a organizat Fundația Ronald McDonald. Mi-e poftă să fac bine, este o campanie de strângere de fonduri care va începe, apropo, în România săptămâna viitoare, în care încercăm să facem bine de fiecare dată. Ilie ne ajută, ne sprijină toate activitățile noastre și mai mult decât atât, Ilie Năstase este proprietarul restaurantului Americană din Republica Moldova. A doua întrebare, dacă aveți francize în România și câte sunt proporțional din business? Acum sunt mai puține. McDonald's este un sistem de franciză. 80% din restaurantele din lume sunt francizate. Asta, spunem noi, este una din puterea sau unul din elementele fundamentale a sistemului McDonald's. Sunt oameni care fac diferența în fiecare zi în restaurantele pe care le conduc, ai tot de taxă. În România, proporția este cumva inversă. La începutul anului 2015 aveam 7 restaurante în franciză, 7 restaurante în franciză. La sfârșitul lunii octombrie am terminat un proces prin care am cumpărat înapoi 6, am preluat 6 dintre ele la companie, înapoi la companie. Spunem că suntem în momentul ăsta mult mai aliniați pentru dezvoltarea ulterioară. Cu siguranță, francizarea în România este un proces care trebuie accelerat și nu este vorba de dacă, ci doar de când. Este un sistem care se bază pe francez. Mulțumim foarte mult, Daniel, și mulțumim pentru întrebare. Pentru cei care nu știu, în urmă cu 7 ani am început să facem o serie de proiecte diferite pe piața din România. La fiecare început de an plecăm într-o capitală, o țară, nu doar într-o capitală, mergem în mai multe orașe dintr-o țară, care are și mai mare impact asupra României, ca și business. De obicei, în ianuarie, când lumea este la schi, după cum vine și fix, sau nu are chef de muncă, dacă vrei ca o publicație de business să scrii ceva, nu ai ce să scrii, pentru că nu declară nimeni nimic, nu se întâmplă nimic. Și atunci, ianuarie este luna în care întreaga echipă de la Viz, toată redacția, se mută într-o țară. Am fost în Belgia, am fost în Londra, a urmat în Germania, am mai fost SUA și anul acesta în Singapore. Când am fost în Londra, ne-am întâlnit cu Marius Cășină, care lucra acolo. Și când am făcut acum lista și invitațiile pentru ziua de management, au propus colegii mei, pe Marius Cășină, dar ce mai faci la Londra? Păi, dar nu mai e la Londra. Este CEO, observați, în Ungaria. Bine ai venit, felicitări pentru cariera ta. Spune-ne cum vede un român top management la companie. Și cum este văzut-o? Bună ziua! Și mulțumesc pentru introducere. Dar o să vezi partea ce am făcut în ultimii 5 ani. Că n-a fost numai Londra și Budapest. Aveți în față un animal și mai strag decât cel prezentat de Daniel. Eu vreau să mă consider că sunt un antreprenor într-o corporație. Ca un pas să supraviețuiască chestia asta, veți vedea. Am fost solicitat să vorbesc despre provocările unui manager român exportat. Primele două vi le zic acum înainte să intrăm în prezentare. Cred că cea mai dureroasă din ăștia 6 ani a fost senzația aia când pleci afară din țară și ai senzația că, repet, că te uită lumea acasă. Mulțumesc că m-ați invitat. Asta e clar că provocarea asta n-a existat. A doua e limba. Lăsăm la o parte faptul că în corporații vorbește lumea rompleză aia de care vorbesc mai devreme. În momentul în care ești plecat și cei din jurul tău clar vorbesc foarte puțin românește, indiferent cum le știi,
ajungi de vorba lui Fina, care acum studiază în engleză, iată, în Anglia, ea traduce din engleză ce limbă vrea să vorbească, vorbește vreo 4, drept pentru care, să vedeți notițele mele, că sunt în engleză, de fapt, la prezentarea de azi. Îți creează o problemă la un moment dat. Deci asta ar fi a doua provocare, mai ales când e acasă. Da, am ales să încep de la început. Pentru că nu puteți să înțelegeți provocările la care am avut eu de-a face. Apropo, în material am început să scrie că nu există rețete. Așa e, nu există rețete. Eu vă prezint acum ce mi s-a întâmplat mie. Nu înseamnă că tuturor trebuie să li se întâmple același lucru. Pentru mine totul a început în 88, când am terminat facultatea. Pentru că am făcut ceva ce se chema hidroenergetic, asta însemna hidrocentrală. În mod obligatoriu, cine are peste 50 de ani știe că pe vremea aia plecai acolo unde te trimitea când terminai facultatea, pentru care asta mi s-a întâmplat și mie. Și a trebuit să plec din București, fiind bucureștean, în Brașov, undeva pe malul Oltului, acolo curge Oltul, să știți. Și a trebuit să particip la construcția unei hidrocentrale. Acum, ce legătură are asta cu managerul exportat? E foarte simplu. Deci eu eram un bucureștean, de 24 de ani, relocat într-un sat la 60 de km de Brașov. Și oamenii din jurul meu, pentru că era în Ardeal, vorbeau foarte puțin ardelenește, dar majoritatea vorbeau ori moldovenește, pentru că erau în Moldova, de la școala de hidrocentraliști de acolo. Și jumătatea elaltă vorbea oltenește, pentru că era de la școala de hidrocentraliști de pe Oltul de jos. E, eram extraordinar de expat. Mai ales că aveam și casă. Am stat acolo cât am stat. După aia m-am dat puțin mai la vreme spre Sibiu, în țara următoare, în care am făcut cam așa la jucuri. Numai că la un moment dat a venit Revoluția și după Revoluție s-au cam tăiat investițiile în ceea ce făceam noi acolo, hidrocentrale. Drept pentru care, în 91, am venit înapoi acasă. Asta o să vă la fiecare pas. Și anume, cam care era responsabilitatea mea acolo și am învățat, pentru că mi se pare foarte important. M-a ajutat în ce s-a întâmplat mai târziu. Eram singur inginer cu o rază de vreo 100 de kilometri, zic eu, în jurul locului era. Am avut la culmea gloriei aproape 100 de oameni de care răspundeam. De diverse culturi, să zic. Faptul că mă vedeți astăzi aici și sunt întreg, înseamnă că am făcut un lucru bun, totul a fost în regulă și s-a terminat treaba. Ce am învățat de aici? Ăla a fost primul moment în care am dat cu ochii de ceea ce înseamnă leadership. Bine, nu se chema așa. Și cred că pe vremea aia nu mi-a definit nimeni chestia asta. Dar, ulterior, mai precis săptămâna trecută, am realizat că are să chema leadership. Faptul că îi făceam pe oamenii aia să vină la servici, să lucreze, să nu se accidenteze și să fie bine mersi, fericiți. Plus de asta, organizarea și planificarea a fost primul moment în care după ce pleci din facultate și înveți totul după carte, constați cum e viața reală. Viața reală era total diferită de ceea ce am putea să vedeți, dar până la urmă am reușit să urmăresc. Pe 91 m-am întors în București. Și eu am început ceea ce înseamnă etapa mea de antreprenoriat. Am zis că sunt antreprenor în corporație. Aia m-a definit. Deci au fost cei 6 ani, imediat după Revoluție, în care toate business-urile explodau. În care explodau în sensul că creșteau, s-a întâmplat în el. Toată lumea venea cu idei, le punea în practică, totul creștea, era foarte frumos. O perioadă extraordinară de emulație, așa zic. În care stăteai la servici, nu contează pentru ce, pentru că ceea ce făceai. Și vreți să faci ce în ce mai mult. Inclusiv făceam greu cu microbus, un TV-ul, cine mai știe ce era la care era extraordinar pentru să învârți de volan. Dar îl făceam și tot. Eram bazat în București și acoperam partea de sud a țării. După care, în 97, s-a întâmplat, să zic, motivul pentru care am ajuns corporatist și anume firma Xerox. Apropo, sunt un corporatist foarte ciudat și anume nu o să vedeți nicăieri sigla a firmei pe planșele astea. Nu e dintr-un motiv oarecare, pur și simplu. Firma Xerox ne-a cumpărat, firma locală de antreprenoriat de care vorbeam, și din acel moment am intrat în ceea ce înseamnă viață structurată de corporație. Ne-am ocupat de România și
Republica Moldova, am avut diverse joburi în corporația asta. Deci poza care mă definește și am avut un șef care spunea că singura diferență între el și noi e că el semnează. Rest, aș vrea să fac așa, dar am avut ideea în preluat. Am avut diverse joburi, după cum vedeți acolo, am început de la logistică, am trecut în service, operații și, la un moment dat, totul a combinat cu jobul de director general, CEO, cum vreți să-i spuneți, în firma Xerox, încă cel care este director general are responsabilitate totală asupra operațiunilor dintr-o țară. Ceea ce într-o corporație a rămas destul de unicat, ca spune. A fost cea mai, cred că cea mai interesantă perioadă din viața mea, în care, bine, și de asemenea natură, în care te ajuta să crești și am crescut foarte frumos. Apropo, fac o paranteză aici, mulțumesc, am timp ideile foarte la tehnică. Mihai, mi-aș plăcut să văd prezentarea ta, pentru că înainte să o construiesc la mea, pentru că am constatat că în anii ăștia, 10-15 în urmă, am trecut prin toate cele trei stadii. Deci, eu nu cred, de fapt, că există un stil de leadership care e ori așa, ori așa, ori așa. Este un robot. De fapt, cei în jurul tău, dacă ești suficient de deschis la cap, ceea ce e în jurul tău îți creează poziția respectivă. Și anume, poți să fii pilot atunci când trebuie să fii pilot. Am fost pilot și încă sunt pilot și în ziua de astăzi, acolo unde sunt acum. Poți să fii și arhitect atunci când situația cere să fii arhitect. Și poți să fii și pescar atunci când e nevoie să fii pescar. Am constatat că, de fapt, am fost în diverse momente în viața mea, sau una sau alta, sau chiar și una și alta. Și am învățat în perioada asta în care am dat cunoștință de ce înseamnă corporație, întâi știi că a fost mult mai structurat. Venind într-un mediu antreprenorial, în care toată lumea încearcă să facă cât mai mult și o face dintr-un avânt, așa, din bunăvoință, din plăcere, din fun, am ajuns în capitolul corporatist, care totul e structurat, sunt procese și, deși inițial șocul a fost destul de mare pentru cine a făcut acest pas, la un moment dat am constatat că provocarea maximă în acest moment a fost să le pun la un loc. Și anume, cum e ce e mai bun în ambele sisteme. N-am reușit niciodată 100%, adică întotdeauna mi-am reproșat că aș fi putut să fac mai mult aici sau aici sau aici, ușor să critici în spate. Dar ăla mi-a fost scopul întotdeauna. Am învățat ce înseamnă strategie de business în momentul ăla și am început să învăț ce înseamnă leadership. Până atunci, repet, n-am știut ce îl făceam, dar vreau să știu ce. În 2009 a fost, cred că, momentul în care, mă, știți, în viață apar oportunități în diverse momente. E important să le iei. În 2009 mi-a apărut oportunitatea care, cred că, mi-a schimbat viața, nu neapărat a mea așa de mult, cât a fiicei mele. Și anume, mi s-a propus un job la headquarters, și anume headquarters-ul fiind în Anglia, o pot spune și Marta. Ne-am mutat acolo, cu toți, soția, copil. Primul job care l-am avut a fost de vicepreședinte cu operații pe piețele de dezvoltare de est, care sunt cam așa. Adică sunt vreo 3 continente. Cu toate țările alea acolo. În particular, business-ul era vorba de ceva peste un miliard, cam așa. N-aș putea spune că eram singurul responsabil, pentru că nu eram. Era un job de corporație, de headquarter. Și anume, mai mult de coordonare. În fiecare țări există controlare director general. A fost o schimbare majoră. Și de job, pentru că veneam din, repet, antreprenor într-o corporație, poți să fii acolo unde ți se permite să fii. În momentul în care te duci la headquarter, un antreprenor în headquarter nu prea mai are nici știe ce e de făcut. Deci a fost o dată șocul din acest punct de vedere. Doi, schimbare de viață pentru toată lumea. Copilul de clasa 8-a a trebuit să se mute la un liceu în Anglia. Școală făcută în România la o școală de stat, de lângă casa noastră, în limba română, evident. A trebuit să ajungă la o școală de engleză în care se făcea tot inclusiv chimie, să zic, în engleză, tot. Nu a fost ușor, dar a făcut față. Și așa mai departe. Evident, travel. A presupus foarte tare travel din Valdat în Anglia, în orice alte locuri pe care le vedeți. Bine, nu au fost chiar toate țările aia roșii.
Dar cert e că după un an de zile eram bord pe British Airways și m-au upgradat automat la first, dacă zburam cu un avion pe la first, deci un long distance. N-a fost rău, dar n-a fost încât un an, pentru că după un an trebuie să-ți se permită povestea. Ceea ce m-au avut, v-am zis, era un job de coordonare. În principal, trebuia să coordonez procesele de management. A fost vorba și de mai, cât de cât, dar coordonarea a fost punctul principal. Ce am învățat de aici? Diversitate. Am învățat că, în particular, lucrurile nu sunt la fel peste tot. Lumea nu gândește la fel peste tot și diferențele erau foarte mari și o să vă povestesc la sfârșit câteva exemple ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Ne ieșim până atunci din țară foarte des în sensul ăsta, evident că am fost. Nu înțelegeam ce înseamnă un business, impactul respectiv. L-am văzut. În 2011, am stat în jur, cum ați văzut, în 2011 mi s-a solicitat să-mi schimb job. Am devenit vicepreședinte pentru canale indirecte, pentru ce înseamnă piețe în dezvoltare, adică în afara de alea roșii, n-am mai luat și pe astea de roșii. Ceea ce, în momentul ăla, mi-a creat o problemă la care nu m-am gândit inițial, și anume, din partea cea mai des, adică New Delhi, până în partea cea mai de vest, care mă crede sau nu e Mexico, în Malta, sunt 12 ore fus orar. Am avut o săptămână în care a trebuit să plec din India, am stat 3 zile în India, m-am dus la Londra, am stat 2 zile acasă, la Londra, după care trebuie să mă duc în Mexico. Asta înseamnă 12 ore, pentru că India, față de Londra, sunt 5 ore jumate, Londra, Mexic, sunt 6. Deci ai 12 ore diferență de fus orar. Și n-am nimic să întâmplă la urmă, dar așa că la un moment dat eram înțelegeat de ce sunt easy. Nu mai înțelegeam. E zi, e noapte, unde sunt, cu ce seamănă aeroportul ăsta. A fost cea mai solicitantă perioadă, aș putea spune, în care, practic, am fost solicitat să iau acest job pentru că au avut în vedere background-ul meu de canal indirect. Perioada în care am fost antreprenor, să zic, asta am fost în România. Deci, în cei 6 ani, am avut șansa să lucrez într-un startup de românești care s-a ocupat de IT. În România, devenind dealer de Xerox. Pentru care eram unul din foarte puțini care aveau expertiză în ceea ce înseamnă partener de canal indirect. M-au folosit la chestia asta, foarte bine. 140 de țări, 7.000 angajați plus, 50.000 de parteneri. Ce am învățat de aici? La fel, maximă diversitate. Mai divers de atâta, nu cred. Tot ce înseamnă cultură de organizație, puterea era făcută prin Egiptul. Tot ce înseamnă cultură de organizație m-a făcut să înțeleg că nu există nimic stabil de lucrurile astea. Deci, înainte de a judeca ceva, stai și gândește-te din lucrurile. În 2012, din rațiuni fizice, aș spune, trebuie să mă potoresc și să stau locului. Pentru că, pur și simplu, să mai putea cu treabă. Și am revenit la ceea ce înseamnă operations. Jobul ar putea fi definit, deși nu se cheamă așa, Chief Commercial Officer, care se ocupa de sales și marketing pe regiunea aia ciudată, care conține Central Eastern Europe, Israel și Turcia. Nu mă întreba de ce, așa că nu știu. Și în această calitate am fost responsabil cu teorii strategiile de business, în ceea ce înseamnă sales și marketing, pe această regiune. Numai pentru că, probabil că s-a considerat că mai am timp și loc, am intrat și în ceea ce înseamnă crisis management, pentru că pentru că din 2013 a trebuit să fac crisis management pe Cehia și Slovacia, nu știu ce e mai clar pe asta, pentru care făceam naveta Londra-Praga, săptămânal, familia fiind din Londra în continuare, mă duceam lumea și mă duceam binele. Și a trebuit să mă ocup de relansarea și reorganizarea business-ului nostru din Cehia și din Slovacia. Iar din ianuarie acestui an fac același lucru dat la Budapesta. După ce s-a stabilizat Cehia,
s-a destabilizat Ungaria. Și o destabilizez și pe asta. Ce vine după asta, nu știu. Dar fiind un antreprenor într-o corporație, îmi place ce fac. Atâta timp cât fizic pot să duc, pot să duc. Atribuțiuni cele de acolo. Cred că foarte mult în perioada asta am făcut, dacă vă uitați la ce am învățat în doamna prima, e aia care a fost cea mai importantă. Cred că mentoratul a fost în perioada asta și coaching-ul, că a trebuit să reînvăț să fac lucrurile astea, pentru că în perioada pe care am petrecut-o la headquarters, n-am prea mai făcut. Dar revenind înapoi în operație, am reînvățat ce important este să fii pescar. Și am redevenit un pescar care mai și crește. Și ia sunt tot în mâine. Și a fost foarte frumos. Încă e foarte frumos. Dar ăla a fost principalul, principala mea atribuție. Da? Acum revenim la subiect, că nu mai am ceva de mine. M-am gândit la cum să structurez cred că ăsta e ultimul slide. Are trei căsuțe acolo. M-am gândit cum să structurez slide-ul ăsta. Și am mers pe trei direcții. Întâi și întâi, dar nu neapărat în ordinea importanței, e vorba de piață. Dacă ești un manager și ești exportat, acum că e român sau ce nație nu are mare importanță, dar ești exportat, trebuie să înțelegi că piața e altfel. Deci nu trebuie să pleci cu nimic idei preconcepute despre cam cum ar trebui reorganizată toată treaba, pentru că nu sunt bune. Acolo unde ajungi e cu totul altă lume. Clienții au alt comportament, au alte necesități, produsele tale, în particular, trebuie să se adapteze chestia este, ca să nu mai vorbesc de strategia ta de business, pe care evident că trebuie să o adaptezi și pe. Deci totul ar trebui luat de la început, indiferent unde am fost și indiferent ce am fost. Ar trebui să iau absolut de la zero. Obiective, plan de acțiune și așa mai departe. Deci ăla a fost primul lucru. Doi, cultura de organizație. Poate fi să încep cu asta, pentru că asta este, cred că, numărul unu, în realitate. O cultură corectă îți poate ajuta business-ul sau ți-l poate omori, dar pe unul la fel de corect. Lucrurile cele mai serioase cu care am avut a face aici sunt întâi și întâi stilurile de leadership. Și acum o să încep să dau niște exemple. Sper să fiu cât pot de politicării corect în poveștile astea. Dar am văzut în cele 12 ore de fusorar, de care v-am arătat mai devreme, am văzut multe stiluri de culturi de organizație și pe care de consecință și leadership. În particular, și probabil că următoarea mea o să fie neapărat de acord cu mine, în România, cei pe care îi cunosc eu, și repet, nu vreau să ofensez pe mine, cultura de management de aici e foarte mult structurată pe un sistem, să zic, slav, sovietic, cum vreți să-i spuneți. În care eu îl definesc așa, liderul stă în capul mesii, sunt cei șase first line, sau cum vreți să le spuneți, se face o ședință, fiecare spune punctul de vedere, se ridică un subiect, fiecare spune punctul de vedere, la sfârșit liderul decide. Și zice, ok, mergem așa. E, important e ce se întâmplă după asta. Pentru că aceste culturi de care vorbeam, spune așa, oamenii se ridică de la mese, se duc și execută. Da? Și se întâmplă ceea ce se întâmplă. O numesc că e sovietică pentru că am avut un șef care așa făcea. Și în sistemul lui, așa funcționa. El fiind rus. Dar în sistemul lui, așa funcționa. Lumea se ducea și executa. În mod evident, dacă era vreo problemă, cine găsea o problemă, venea înapoi, discutat așa mai departe. Era foarte eficient. E, acum, să vă zic cum funcționa organizația din India, la pentru că acolo m-am ajuns. Când am ajuns eu una dintre primele dăți și mă ocupam de nu știu ce proiecte, am avut-o de așa, să zicem, eram lider, stăteam în capul mesei, aveam cei șase oameni în jurul meu și aveam o problemă de rezolvat. Și pentru că era prima oară când dădeam cu nasul de cultura noastră de acolo, evident s-a pus o problemă, s-a discutat, s-a stabilit un plan de acțiune, tot frumos și nu mai plec. Am
revenit după 3 săptămâni. Să vedem unde suntem. Și am avut din nou întâlnire cu aceiași oameni, vreo 260 de slide-uri, PowerPoint-ul frumos, în care tema slide-urilor, că am stat și mă gândit care e bună, tema slide-urilor a fost de ce n-am putut să facem ceea ce trebuie să facem. Și cam așa a funcționat de vreo două ori, până când am realizat brusc că trebuie să fac altfel. Că modul în care eram eu învățat, nu mai funcționa. Și a trebuit să schimb modul de lucru. Vă dați seama cam cum se întâmplă când ajunge cineva lider într-o organizație de genul ăsta și nu realizează că e o problemă. Că am văzut-o întâmplându-se. Deci e failure-ul maxim. Asta ca exemplu de cultură de organizație. Principii de lucru, chiar și foarte interesant și important, în general, ele trebuie stabilite. În sensul în care lumea trebuie să știe care este baza activităților pe care le are cineva într-o organizație. Ce vreau să zic cu chestia asta? Am ajuns în organizații în care a trebuit să fiu lider, și aveam probleme cu partenerii. Era un haos acolo, în particular. Deci fiecare făcea cam ce-i trăznea pe-un cap. Evident, eficiență zero, dacă nu cu minus. Constatarea a fost că exista o lipsă maximă de încredere în ambele direcții. Deci organizația noastră nu mai avea încredere în parteneri. Partenerii nu mai aveau încredere în organizația noastră. Și în care problema au fost principiile. Nu aveam niciun fel de principiu. Sau, mă rog, nu era nimic comunicat. În momentul ăla, singura soluție a fost că trebuie să le implementăm. După care am constatat că, de fapt, în fiecare țară poate de salte. În fiecare organizație au avut ales între a restabili sau stabilit propriile principii de lucru pe care oamenii trebuie să le respecte. Dacă vor să existe și să se creeze relația de încredere. Motivarea echipei. Și aici revenim la capitolul de leadership. Încerc să fiu politică de corect. Sunt culturi, și aici nu vorbesc neapărat de organizații, sunt culturi de care toți știm. E o mare diferență între culturile de tip sudic, latin, și cele nordice. Nu? E foarte greu să motivezi niște oameni, și ești tu lider, că despre asta era vorba, care sunt provocările managerului la export. E foarte greu să motivezi tu, ca lider, un grup de oameni care nu vrea nimic. Dacă vreți să știți cum e, încercați să motivați un stâlp să facă ceva. Nu o să facă, pentru că nu-l interesează. Am avut organizații, am avut de-a face cu organizații, în care problema principală la care m-am gândit, cred că luni de zile, cum să-i fac să vrea mai mult. E greu, e foarte greu să găsești care sunt elementele alea prin care poți să faci pe cineva să vrea mai mult, să-i fie mai bine. Mi s-a părut, cred că până la urmă asta a fost cea mai complicată chestie cu care am putea face, ca să probabil răspund la o întrebare care nu mi-a spus încă. Dar cred că asta a fost cel mai complicat lucru pe care l-am avut de rezolvat în toți anii ăștia. Cum să înțeleg care sunt lucrurile alea care mișcă un anumit grup de oameni. Nu în ultimul rând, viața personală. Și nu neapărat viața personală a mea, pentru că dacă mă duc la servici, îmi faci la urmă, nici contează că sunt în București, sau sunt în Londra, sau sunt în Praga, sau sunt în Budapest, tot mă la servici. În general, ai foarte puțin timp liber rămas și pe ăla te programezi foarte tare și frumos. Numai că mai ai și copii, mai ai și nevastă. În cazul meu în particular, soția și-a lăsat serviciul pentru anii în care am stat în Londra, plecând de la ideea că o să-și găsească de lucru acolo, dar în realitate, după aceea, ne-am dat seama că vreau n-are timp. Pentru că cineva trebuie să fie de copii. E foarte important. Pentru că, repet, tu, ca și manager român exportat, ai un job. Că ți-l faci aici sau acolo, viața ta tot ca mai e. Te descurci. Dar mai ai și ceilalți din jurul tău, la care trebuie să ai grijă întotdeauna cum să rezolvi problema. Și gândiți-vă cum s-a întâmplat, de exemplu, în ultimul an, când stăteam în Londra și făceam naveta în Praga. Mi-am luat familia de cu ei la Londra, după care, bine, în ultimul an, dar în ultimul an, eu, de fapt, nu stăteam în Londra. Adică eram în Praga. Foarte complicat ca relație, dar am trecut peste chestia asta. Și acum sunt în Budapest. Și fac naveta acolo. Dar e adevărat că soția
găsit, că s-a pus în apelomă. Adaptarea la mediu era și foarte importantă, pentru că lăsăm la o parte că trebuie să vorbești o limbă cu care, care să te ajute, să te facă înțeles în fața celorlalți, îți creează o problemă serioasă de leadership. Sunt destul de bună limba engleză, nu ai problema. Dar gândiți-vă cum e să motivezi, din nou, revin la subiectul principal, că v-am spus că la voce mai important în anii ăștia, cum e să motivezi un grup de oameni care nu prea vorbesc bine engleză. Eu nu știu nici maghiară și nici cehă. A trebuit să o iau practic de la zero. Dacă vreți să aveți o imagine foarte simpatică, dacă știți filmul era Braveheart cu Mel Gibson, e o fază foarte mișto, la un moment dat, când se bate cu englezii și omul se plimbă prin fața lor și le ține un discurs de la inspirațional, ca să zic. Cam cum era dacă omul ăla, de fapt, nu știa engleză foarte bine, iar scoțienii lui, oricum, vorbeau numai ungurește. Adică e greu să... și nu ajută absolut deloc. Dar sunt lucruri peste care treci la o mână, singura problemă e că trebuie să fii conștient și să-ți dai seama că ai de-a face cu ele. Altfel e bine să fii cum am dat de Export. Închei cu ultimul slide. În particular, să știți că să fii manager la Export are de toate. Sunt și lucruri bune. Vezi foarte multe lucruri în lumea asta. Aici e o curvă cu mine de din Scoția. Ai și mai puțin bune. Ăsta sunt tot eu, care zboară cu ATR-ul între București și Budapesta. Pentru că e singurul avion care zboară din București și Budapesta, nu există altceva, de la nicio altă companie, nici măcar low cost. Și ATR-ul e ăla cu elice mici, așa, în țărom, în care eu nu cap, pur și simplu. Spațiul, scaunul nu există, pentru că este o picioare pe cură. O oră jumate, aia e poziția aia de lucru. Cam asta e, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc mult succes! Spune-mi, te rog mult, s-a dat cineva vreodată la tine de sus că e român? Păi nu, nu cred. Și spun și de ce. Ești un pic că englezii sunt bărbații extrem de politicoase. Dacă nu-i calci pe coadă, nu o să spună niciodată nimic, chiar dacă gândesc. N-ai cum să știu. Asta o dată. Vis-a-vis de statul anilor. În celelalte părți, iar ce să fiu politicări corect, dar tot vă zic, unde am mai fost? În cehii. Cehii oricum se simt superior oricui. Deci, nu are importanță că ești român sau puteai să fii orice. Aia e senzația pe care o ai în cehii. Iar în Ungaria, o să vedeți, dar apoi ca acasă. Deci, spiritul sau cultura oamenilor cu care am de face direct acolo, mă face să-i văd un fel de balcanici, nu știu de ce. Că nu am nicio legătură cu balcanii, dar seamănă exprimarea cu noi. Și în niciun caz am nicio problemă cu faptul că sunt român, e adevărat că am mai îmbătrânit. Adică nu pot să uite unul de la tine de sus când ai și 50 de ani și mai ai și unul 92. Dar nu, pa serios vorbind, nu mi s-a întâmplat chestia asta. Ba, chiar împotrivă, mi-a fost recunoscută, dacă pe expertiză. Cred că așa aș putea să numesc fenomenul, știi? Adică, fiind la headquarters mai ales, n-a trebuit să lupt foarte mult ca să obțin un status, indiferent cum a fost eu. Și în viața ta de expat, care, ce ți-a plăcut cel mai mult? Treabă. Îmi place să văd lucruri noi. Și îmi place să schimb. Vorbeam de change mai devreme. Eu nu pot să stau într-un loc prea mult, mă plictisesc. Și am duc lucrurile până la un punct în care consider că s-au așezat și că e în regulă și aia, îmi trebuie altceva, trebuie o altă provocare. Altfel chiar mă plictisesc. De-aia să văd lumea a fost foarte interesant. Da. Și, de fapt, fine. Adică m-a mai întrebat cineva care consider că e cea mai mare realizare a mea. Deci sunt foarte mândru de ce a făcut. E adevărat că a avut noroc. Și chestia asta cu să fie expat în Anglia e foarte mare. Dar bine. Deci,
crezi că e cea mai mare cantitatea ta? Uf. Vezi? O întrebare grea. Nu știu, ce mă întrebăm. Nu știu, e discutabil. E discutabil, Marta. Cred că sunt foarte direct. Mie asta îmi place despre mine, pentru că asta îmi place de fapt să-mi dă cei din jurul meu. Nu îmi place să fiu tipul. Dar când e să mă distrez, mă distrez, când e de treabă, e de treabă, dar nu îmi place să mă învăț așa în jurul tău. Deci eu văd pe asta ca o calitate. Acum, pe ceilalți, nu am zis să-mi treabă pe ei, că mă pot rău. Dar eu văd pe ce este. Aș avea și o întrebare, Alexandra Schindler, Franz, și vă spun asta pentru că am auzit că sunteți gold la British, dar nu, să nu vă faceți să vă plăte în un pescări. Nu, să vă plăte în un pescări. E adevărat, intenționat să vă pun întrebarea care a fost cel mai dificil moment din cariera noastră. Deja ne-ați răspuns la asta, dar aș fi fost curioasă și ce soluție ați găsit în momentul în care ați luptat în fața scoțienilor și ați reușit să o faceți în seara totuși. Da, încerc să mi-aduc aminte ce am făcut în situația, pentru că am defilat în fața scoțienilor, încercând să vorbesc cu o limbă pe care înțelegeam mai. Întâi știi că am luat încet. Am văzut că e calitate sau e defect, nu prea am răbdare. Aveam pe vremuri, când eram mai tânăr, dar acum mi s-a terminat. Drept pentru care vreau să ajung cât mai repede la rezultat. Rezultatul fiind o implementare mai acțiune mai eficiență, un rezultat. Drept pentru care am învățat să am răbdare în situații de genul ăsta și anume începând să-mi compromet genul, ok, ce nu merge? Nu merge faptul că ăștia nu înțeleg engleza, că nu știu ei să vorbească, că nu percep conceptele, că sunt, că n-au experiență în ceea ce le spun, adică degeaba le spune, trebuie să luați săbile și nu știu ce e sabie. Ei bine, am constatat că poate să fie o combinație. Și atunci, fără idei preconcepturi, cred că asta era mesajul principal pe care am vrut să-l transmit și dacă am reușit, fără idei preconcepturi, trebuie să stai să înțelegi, să începi să înțelegi noi care e problema. Și eu am luat-o să o rezolv pe bățele. Cei care nu știau să țină o sabie, i-am învățat. Alții care nu vreau de nicio formă să plece la luptă, ar trebui să plece pe câmpul de bătălie. Pe alți care nu înțelegeau engleză, inclusiv am început să învățăm engleză. Ăsta e răspunsul. Altă soluție pe loc, nu știu, poate am mai învățat și să amânăm un pic lupta. Adică, poate nu să vrem acum, mai stăm și învățăm engleză și după aia. Da. Da, am avut și situații în care, deși vorbeam engleză, nu vreau să fie motivație. Că ați dat exemplu ăla cu Braveheart. Ăla era altceva. Dar aia pe care nu poți să-i motivezi, pentru că nu mai ai, nici fără că îi înțeleg ce spui tu, dar lor nu le trebuie motivarea, acolo ia ceva mai mult timp, e adevărat. Și din nou, devine faptul timp care iarăși era inimat. Dar există și acolo, sunt cărți scrise pe change management. Și există și acolo tot soiul de teorie. Am prins la pricina pe ce scrie cartea 100%, dar trebuie să înțelegi despre ce e vorba. Respectiv, indiferent în ce ordine o faci, primul lucru trebuie să, mai ales în situații de genul ăla, în care stâlpul ăla nu vrea să fie motivat deloc, să se prime la acolo, trebuie să înțelegi cum să creezi sense of urgency. Dacă știi să creezi sense of urgency, un fel în așa fel încât stâlpul ăla să înțeleagă că trebuie totuși să se miște, o va face. Aici mai intervine și inspirația, mai intervine și experiența, intervine multe lucruri, dar până la urmă am reușit. Mi-a ieșit. Nu, tuturor, adică, repet, din 10 oameni cu care ai de-a face, probabil că 2-3 să plece. Da, mai iei și decizii de genul ăsta. Alte întrebări, mai aveți? De acolo, am ca să te întreb. Bună, eu sunt la Luca Eden, de la Chapter 4. Am avut mare noroc să-mi încep cariera lucrând cu tine. Și sunt lucruri pe care le-am învățat atunci de la tine și le aplic acum când sunt intraprenor la rândul meu. Și îți mulțumesc. Întrebarea mea era așa. Ce caut la oamenii pe care cooperezi în echipa ta? Oriunde ți-ai format-o? Când o chestia asta, știi că sunt bine.
Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, să știi. Adică nu cred că există o bucurie mai mare pentru cineva care se consideră liber să audă că ceva s-a rămas lucră. Și a putut să ajungă. Ce caut? E posibil să cauți diferite chestii în diferite momente și în funcție de diferite situații, nu știu. Asta, adică nu știu în sensul care în asta să-mi pun problema asta. Pur și simplu atunci când e nevoie de ceva, caut ceva. Dar dacă ar fi să fie ceva absolut universal valabil, mi-ar place să găsesc oameni care au responsabilitatea lucrului pe care îl fac ei. Nu în sensul în care auziți cum s-am tot auzit și la televizor zilele astea, nu mi-asum responsabilitatea. Ce înseamnă că îți asum responsabilitatea? Ce faci? Deci dacă este prost, ce faci? Îți dai demisie? Păi nu mai ai problemă. Adică problema e că s-a întâmplat ceva rău și îți asum responsabilitatea. Cum îți asum? Ideea e să o faci. Stai, să simți această responsabilitate. Cum să faci asta, nu știu, că ești tu la un corpești. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, deci în afara faptului că omul trebuie să aibă responsabilitatea lucrurilor pe care îl face, îmi plac oamenii care sunt proactivi. În sensul în care nu trebuie să stai să reacționezi la ceea ce ți s-a întâmplat ca să-ți dai seama că puteai să faci lucrurile mai bine sau că trebuie să faci anumite lucruri. Îmi place schimbarea mea. Vreau să văd că lumea se îmbunătățește. Nu știu dacă v-ați prins. Când era poza aia cu iPod-ul și la ce a ajuns. Și cât de repede se schimbă lumea asta. Nu ne putem permite să stăm locului. Pentru care aș vrea ca oamenii cu care lucrez eu să fie la fel de dinamici, dacă nu chiar mai dinamici decât mine. Pentru că îmi place mult mai mult să stau să moderez o grupă de oameni care vin cu chestii, decât să stau să-i tot trag după mine. E mult mai greu. Chestia asta. Răspunde la întrebarea ta? Da. Te-am zis că trebuie să mă oprești. Am întrebări? Bine, pentru că nu am întrebări. Alina, sunt acest. Vreau să revin la întrebarea ta, de fapt, sau la comentariul tău, de fapt, la început, în care spuneai că tu ce lipsă de lider și unde sunt liderii noștri și unde, de ce nu apar și de ce nu rămân atunci când apar. Cum se vede treaba asta de la un expat român? Cum o vezi tu? Care e problema? De ce nu avem lideri în România? Evit să... Da. Nu se zucă mi-e frică, dar evit să mă bag în un lucru care nu mă privesc, la care nu mă pricep. Da. Da. Nu, dar noi avem lideri. Deci avem lideri. Da, asta nu înseamnă că nu sunt. Deci există. Singura chestie, deci dacă te referi la liderii care apar în plan politic, de exemplu, sau în plan de liste, sau în ce e, depinde foarte mult și de cine caută, să știu. Pentru că poate nu te caută nimeni. Una la mână. Doi la mână, poate că te caută pentru segmentul care nu e neapărat bun. Bun în sensul că nu ți se potrivește ție. Dacă mă vezi pe mine, de exemplu, un lider, ok, în business cred că nu m-aș putea descurca, în politică nu cred. De ce v-am zis de prima calitate care m-a întrebat? Spun ce gândesc. Cam cum ar fi chestia asta în politică? Știu, dar e total nefuncțional. Pentru că așa e sistemul. Și nu neapărat vorbesc de sistemul românesc. Sistemul în general. Trebuie să vedeți discuții apropo. Nu vă imaginați că România e o chestie foarte nasoală și total lipsită sau ieșită de context. Să vedeți cum vorbesc politicienii la BBC în Anglia. Îl ascultam, eram fascinat. Nu pentru că mă interesa ce spune. Dar ascultam un sfert de un om vorbind, nu înțelegea nimic și nu rămâneai cu nimic. Și omul nu spunea, de fapt, nimic. Nu era nici măcar o idee care să zici, dom'le, o lasă ține cu mâine, de așa. Unele lucruri se potrivesc cu unul, alte lucruri se potrivesc altul.
Dar revin la întrebarea, ta, există lideri. Și după părerea mea, sistemul românesc creează lideri în continuare. Singura problemă e unde, când, cum, cine îi găsește, cine îi caută, cine are nevoie de ei. Și încă o întrebare foarte, foarte scurtă. Totdeauna românii spun că vai, România, tot e de la hat, la noi nu se poate, noi nu suntem în stare de putere. Cineva ești afară are această părere și crede, cineva ești afară nu mai are această părere niciodată. Cum să vă mai zic? O părere foarte bucoare. Diferiți. În ce sens? Bun sau rău? Toate sensurile în partea. Mă, și bun și rău, depinde unde te uiți. Nu, acum e bun. Și, de fapt, am văzut chestia asta scrisă. Sunt mai multe românici, știi? Și mai ales după ce lipsești din țară o perioadă, le vezi mult mai clar. E o România care se cheamă București. Și e o Românie care e în afara Bucureștiului, care sunt extraordinar de diferite. Repet, când stăteam aici, nu am conștientizat chestia asta, dar după ce am plecat și m-am întors, am văzut diferențele și sunt mari. Mai e România business-ului, mai e România corporațiilor din România, mai e România antreprenorilor din România, sunt extraordinar de multe. Mie place, m-aș putea să mă întrebe cineva de ce n-am rămas pe undeva. Pentru că probabil că asta e o întrebare care era în capul meu, știi? De ce n-am rămas prin Anglia sau pe mine? Pentru că n-am vrut. Nu că sunt patriot sau mai știu eu ce. Cultura mea nu s-a lipit de niciun stil. Nu s-a lipit de stilul britanic, nu s-a lipit... Poate cum ar fi plăcut să mă pune la prin Italia, dar nu mi-a propus nimeni chestia asta. Pentru că aia poate că mi s-ar fi potrivit ceva mai bine. Dar românii sunt mult mai calzi și mai, cum să zic, simpatici. Și din punct de vedere a unui lider, revenind la subiectul tezei mele de azi, poți să faci lider și pe ei mult mai ușor. Deci motivarea, repet, e mult mai ușoară atunci când omul e deschis. Nu motivat niciun sens rău, pentru că nu este. Nu am să zic în sensul ăsta. Românii sunt mult mai ușor de motivat, în sensul în care sunt mai deschiși la un dialog. E mult mai ușor să interacționezi cu cineva care te ascultă și vrea ceva de la tine, decât cu unul care nu vrea nimic. Atunci, aici sunt mai comun. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru prezentare. Și merităm cu toți o pauză, să ne revenim în alte funcțiune atât de bine. Mulțumim!